Domnița cea trufașă. La palat fură chemați pictorii cei mai de seamă ca să facă portretul împăratului Miroslav. Tânărul împărat ar fi dorit mult să se însoare. Printre tablourile pe care le primise din partea multor domnițe și crăiese, unul înfățișa o domniță așa de frumoasă, încât de cum o văzu, Miroslav se îndrăgosti de ea și nu-și mai dori altă împărăteasă. De aceea se hotărâ să-și facă portretul ca să-l trimită domniței și să-i ceară mâna. Pictorii se adunară, iar împăratul le vorbi cam așa. Cinstiți maieștri, v-am chemat ca fiecare dintre voi să-mi picteze chipul. Dar nu vreau să mă înfrumusețați, ci mai degrabă să arăt ceva mai urât decât sunt. De ce, stăpâne și împărate, să te înfrumusețăm? Răspunseră pictorii. E de ajuns și vom fi bucuroși dacă pensula noastră te va reda așa cum ești. Pictorii se puseră cu râvnă pe lucru și peste puțin câteva tablouri cu chipul împăratului atârnau într-o sală impunătoare. Împăratul veni cu sfetnicul său de încredere să le privească și să aleagă din toate pe cel care făcea să fie trimis. Eu cred, slăvite împărate, zise curteanul, că chipul vostru întrece toate picturile acestea și niciuna nu-i redă toată frumusețea. Așa am vrut eu să fie. Îmi închipui că domnița nu o să se supere dacă, văzându-mă, o să-i par ceva mai frumos decât în pictură. Cu gândul acesta, împăratul alese un tablou care îi plăcu mai mult, îi puse o ramă de aur cu nestemate și, cu mare alai și daruri, îl trimise prin cel din tâi sfetnic tatălui frumoasei domnițe ca să-i ceară mâna. Cu dor nespus aștepta tânărul împărat întoarcerea sfetnicilor săi. După o vreme sosiră, toți însă erau triști și amărâți, încât Miroslav nu gândi să audă nimic bun din gura lor. Slăvite împărate, ziseră ei, ajungând în fața împăratului. Negrăită-i jignirea ce ni s-a adus și ne temem să o mărturisim înălțimii voastre. Ei, vorbiți orice ar fi! Împăratul ne-a primit cu mare bunăvoință și toată curtea s-a bucurat că înălțimea voastră cere mâna domniței Crasomila. A doua zi ne-am dus la ea cu darurile. Până acum nu i-a fost îngăduit nimănui să-i atingă mâna, așa că și noi am fost nevoiți să-i sărutăm numai poala veșmintelor. S-a uitat cu dispreț la chipul înălțimii voastre și pe urmă ni l-a înapoiat, spunând: Împăratul vostru nu-i vrednic nici măcar să-mi lege pantofii. De rușine ni s-a urcat sângele în obraz, dar bătrânul împărat ne-a rugat să ascundem înălțimii voastre adevărata pricină, că și el are multă bătaie de cap cu fata lui cea trufașă. Poate că până la urmă s-or îndrepta lucrurile și domnița se va învoi să-și aleagă un mire. Oricum, nouă ni s-a părut cu asemenea împărăteasă n-ar fi o mamă bună pentru supușii ei și, neținând seamă de nimic, am fost mai bucuroși să plecăm. E lucrul cel mai înțelept pe care l-ați fi putut face și sunt mulțumit de purtarea voastră. Cât despre celelalte, mă îngrijesc eu singur, răspunse împăratul și fața i-ar dea ca focul demonios ce era pentru fașa fecioară. Se gândi mult ce să facă până ce mintea lui ageră găsi calea cea mai bună de urmat. Chemă la el pe bătrânul său sfetnic și încredință numai lui taina. Bătrânul încuvință totul. A doua zi era mare zarvă la palat, că împăratul se pregătea de drum. Lăsă sfetnicilor săi toată grija țării, iar palatul pe seama bătrânului curtean. A treia zi porni la drum. La hotarele împărăției lui își trimise alaiul înapoi și, luându-și numai câteva veșminte cu el, plecă singur mai departe. Era o zi senină de primăvară și domnița Crasomila se plimba prin grădină. Frumoasă ca zeița Venus, fața ei era un trandafir fără mireasmă, o grădină nescăldată de razele soarelui. Și totuși avea un suflet gingaș. Adeseori plângea că oamenii săraci sunt nenorociți și dădea mult de pomană. Dar niciun cerșetor n-avea voie să se apropie prea tare de ea, ca să nu o atingă cu mâna-i murdară. Mulți princi o ceruseră de nevastă, ea însă îi respinsese pe toți cu dispreț. Gândurile ei aveau aripi de vulturi și ar fi zburat cu bucurie până la soare. Bătrânul împărat o dojenea mereu, amenințându-o că Dumnezeu are să o pedepsească pentru atâta trufie. La toate, domnița răspundea: Logodnicul meu trebuie să fie cu mult mai presus decât ceilalți ca frumusețe, deșteptăciune, noblețe și mărinimie. Cu un alt fel de om nu mă voi mărita niciodată. Cum se plimba așa prin grădină, împăratul se apropie de ea și îi zise:
fata mea. Am luat în slujbă un tânăr și l-am pus mai mare peste grădinari. Dar mi se pare că e prea învățat pentru asemenea treabă. Cunoaște tot așa de bine grădinăritul ca și literatura și muzica. Am rămas uimit de el și l-am primit bucuros în slujbă. N-avem în toată împărăția un tânăr atât de învățat. Tu ce spui? Nu pot spune nimic, fiindcă nu l-am văzut. Cred însă, tată, că bine ai făcut. Un astfel de om la curte e ca o piatră nestemată. Dacă într-adevăr se pricepe la muzică, după cum spui, și e bine crescut și nobil, ar putea să mă învețe să cânt la harpă. N-aș vrea să uit ce știu de la răposatul meu maestru. Așa că trimite să-l cheme încoace pe străin. Împăratul în convință și domnița trecu în odaia ei de vară. Peste puțin intră și Miroslav. Cu adâncă închinăciune la picioarele luminăției voastre vă aștept poruncile, zise el, plecându-și capul la picioarele ei. Apoi sărută poala veșmintelor bogate și aruncă o privire pe care domnița n-o mai întâlnise până atunci. Trufașa fecioară se îmbujoră la față, pironindu-și ochii asupra trandafirului pe care îl rupsese ceva mai înainte din grădină. Nu se aștepta la nenorocirea ce avea să iasă din bobocul abia înflorit. Un culcușul ăsta dulce, de parcă ar fi fost înfășat în petale ca în scutece, sta un spiriduș poznaș cu arcul întins, iar săgeata ei era înveninată cu cea mai ucigătoare otravă. Îndată ce Crasomila se uită la trandafirul aducător de rele, spiridușul trase cu arcul și fata simți drept în inimă o durere împotriva căreia nu mai era niciun leac. Cum te cheamă? Întrebă ea după o clipă cu glas binevoitor. Miroslav, răspunse el. Miroslave, mi-a spus tata că te pricep la muzică și de mult mi-am dorit un maestru care să mă învețe să cânt la harpă. Ți-aș fi recunoscătoare dacă ai vrea să-l înlocuiești pe răposatul meu maestru. Dacă modesta mea artă poate face față, mă voi socoti prea fericit. Despre celelalte o să-ți vorbească tata, încheie domnița, făcându-i un semn cu mâna că poate să plece. Crasomila rămase apoi pe gânduri, neștiind singură ce s-a întâmplat cu ea. În minte îi se îngânau glasuri ademenitoare ca dulci melodii și inima ardea ca o flacără. Ca o întemnițată căreia după o lungă noapte întunecoasă, soarele îi zâmbește întâia dată, ea își deschidea larg sufletul să-l umple cu cerească ai lumină. Auzind pași, Crasomila încercă să-și alunge gândurile. Era împăratul. Ei, întrebă el, a venit Miroslav să te învețe să cânți la harpă? Am vorbit și tocmai chipzuiam când să încep. Fă cum crezi, cât despre mine, numele lui mi-amintește de împăratul Miroslav și nu-i zi să nu mă tem că n-are să-ți ierte jignirea și va porni război împotriva noastră. Nu mă mai otrăvi, tată. Aș fi nenorocită dacă ar trebui să-l iau de bărbat pe împăratul acela, așa că rămân la hotărârea mea. Tatăl se întunecă la față și ieși posomorât. A doua zi ajunseră la înțelegere și lecțiile de muzică începură. Miroslav era un profesor plin de râvnă, iar Crasomila o elevă cu talent. Poșghița de gheață cu care trufiei învăluise inima se topea pe zi ce trecea. Adeseori, fetele de la curte șușoteau. Ce s-o fi întâmplat cu domnița noastră? Altădată nimeni n-ar fi îndrăznit să-i atingă mâna. Și acum nu se mai înfurie când Miroslav o sărută la plecare. Dragostea biruise trufia domniței. Trecuse o bună bucată de vreme de când Miroslav se afla la curtea Crasomilei. Toți îl iubeau, dar mai mult decât toți îl iubea domnița, deși nu și-ar fi mărturisit-o nici chiar ei. Intra în grădină, dădea binețe șefului grădinar, cu mândrie, dar nu se așeza în altă parte decât pe laviță sau în chioșcul înmiresmat pe care, de dragul ei, Miroslavul făcuse peste noapte. Nu putea fi atât de neprietenoasă încât să nu-i mulțumească în cuvinte măgulitoare pentru dovada lui de credință. Îndată se înfiripa vorba, domnița având multe de întrebat și de poruncit. Iar la lecții se întâmpla la fel. Când era în toane rele, trimitea un slujitor să-i spună că n-are chef de lecții. După câteva clipe îi trecea și iar alerga slujitorul să cheme de grabă maestrul. Uneori, ca să-i se lumineze chipul posomorât, îi întindea mâna ca să-i o sărute, cinste de care nu se învredniciseră nici prinții cei mai cu vază. Odată, în amurg, domnița ședea în fața ferestrei deschise și cânta, însoțindu-se la harpă. Lângă ea sta Miroslav,
cu ochii pironiți pe obrazul scăldat de razele aurii ale soarelui ce apuneau. Fără veste, fata se opri și dădu harpa maestrului. Dacă înălțimea voastră mi-ngăduie, i-aș mai cânta melodia mea, grăi Miroslav. Crasomila încuvință. Miroslav începu și ce cântec vrăjit, domniței se părea că aude zvonul clopotelor de argint, ce parcă o chemau să se închine la locașul domnului, sau simțea că glasul ispititor al unei privighetori o ademenea în brațele iubitului din chioșcul adumbrit. Soarele scăpătase dincolo de munți. Cea din urmă rază intră pe fereastră, spărgând totodată și poșghița de gheață care mai învăluia inima domniței ca o pânză de paianjen. Fata plecă ușor capul spre Miroslav și o lacrimă îi căzu pe mâna lui. Ca și cum n-ar fi băgat de seamă nimic, Miroslav șopti. Slăvita mea domniță, cântecul meu a fost de rămas bun. Mâine trebuie să plec. Ce spui, Miroslav? Nu trebuie să pleci. Nu, nu, nu se poate, strigă Crasomila cu glas tremurător, apucându-l de mână. În clipa aceea, ușa se deschise și împăratul trecu pragul încăperii. Va să zică ăsta-i bărbatul pe care îl iubești? O întrebă el foarte rece pe fica lui, care încremenise. Da, tată, îl iubesc, răspunse ea ridicându-și semeață capul. Știi oare că îi lipsește una din virtuțile pe care ai hotărât că trebuie să le aibă viitorul tău soț? Știu că Miroslav nu-i de neam mare, dar îl iubesc și l-aș iubi chiar dacă ar fi și mai de jos. Bine atunci, să fie soțul tău chiar acum. Și nu o să mai rămâi la mine, ca să nu-mi faci casa de râs. O, milostive împărate, zise Miroslav, căzând în genunchi înaintea împăratului. Nu pot primi ca domnița să fie nefericită din pricina mea. Eu plec de aici și totul se va uita. Totuși împăratul nu-i băgă în seamă vorbele. Aduse îndată duhovnicul său și peste un ceas, Crasomila, trufașa domniță, era nevasta sărmanului Miroslav. Îmbrăcată în rochia cea mai ponosită, sta în fața palatului, luându-și a nevoie rămas bun în gând de la tatăl ei, care se înfuriase atâta și o alunga de acasă ca pe o fată de rând. Dar își veni repede în fire, luă mâna bărbatului ei și sărira amândoi într-o caleașcă, ce avea să-i ducă până la hotarele împărăției. Când ajunseră la hotarele țării, peste care Crasomila ar fi urmat să fie cândva împărăteasă, coborâră din caleașcă și porniră mai departe pe jos. Nevestică dragă, sufletul meu, ce ne facem acum? Întrebă Miroslav. În orașul de scaun am eu un frate la curte și o să mă ajute să-mi găsesc o slujbă. Până atunci însă, cu greu o să o scoatem noi la capăt. Doar avem ceva bani, apoi și eu am să muncesc pe la alții și o să mă străduiesc să te ajut, își mângâie Crasomila bărbatul îngrijorat. De altfel, nici ea nu se simțea în largul ei. În ținutul cel mai apropiat, Miroslav mai luă o caleașcă pentru ca nevastă sa, neobișnuită cu mersul, să nu mai umble pe jos. Ajungând în orașul de scaun, Miroslav căută o odăiță unde să se statornicească împreună cu Crasomila. Hotărâre să-și vândă toate hainele de preț pe care le luaseră cu ei și să-și cumpere altele mai ieftine. Zis și făcut, Crasomila își vându până și singurul inel din deget ca să aibă cu ce trăi. Acum plec, zise Miroslav a doua zi. Îți caut ție de lucru, iar mie o slujbă. Și desigur că o să mă ajute frate meu. Porni și se întoarse pe la amiază cu o legăturică în mână. O desfăcu și scoase din ea o stofă catifelată și câteva fructe. Uite, dragostea mea, ți-am adus de lucru. Când isprăvești, capeți bani buni. Fructele mi le-a dat fratele. Ah, nevestică dragă, cum am putut să te dezamăgesc până într-atâta pe tine, fată de împărat, trăită în cele mai mari desfătări. Astăzi ești nevoită să lucrezi pentru alții și să înduri lipsuri. Vai, nenorocitul de mine, se tânguia Miroslav, sărutând mâinile nevestei lui, căreia abia după nuntă îi mărturisise marea lui iubire. Ce te tot plângi, răspunse ea zâmbindu-i cu dragoste. Doar eu singură am vrut așa. Dragostea ta mă răsplătește pentru toate. Foarte bucuroasă, domnița luă stofa catifelată și se apucă de lucru. Cosea cu râvnă zi și noapte și nu se oprea decât numai ca să gătească masa pentru bărbatul ei. După ce sfârși, își puse pe cap o basma și porni cu Miroslav să ducă lucrul. Ajunseră la o casă frumoasă pe care i-o arătă el. Un slujitor o însoți prin odăi minunate până la jupâneasa casei.
Nu-i că am venit la îndemână când jupânea să-i cercetă lucrul și căutându-i nod în papură, vrut să-i rupă din preț. Se aprinse la față și ochii se umplură de lacrimi. Atunci se deschise ușa și intră o doamnă impunătoare. Întrebă jupâneasa despre ce-i vorba și după ce se uită la lucru, porunci să se plătească croitoresei cât i se cuvine. Crasomila-i mulțumi, ploconindu-se și se grăbi spre casă, dar lui Miroslav nu-i spuse nimic din cele întâmplate. Își aminti că și jupâneasa ei se purtase la fel cu croitoresele necăjite sau cu alți lucrători. După 2 zile, Miroslav o sfătui să intre în slujbă la o doamnă de neam mare, unde avea să se simtă foarte bine. Crasomila primi mulțumită, se pregăti cu grijă și se duse la doamna cu slujba. Doamna o măsură din cap până în picioare și o întrebă ce știe să facă, iar după ce fata-i răspunse la toate întrebările, se învoi să o ia 2 zile de probă. Au fost însă 2 zile de adevărat chin. Acum, abia acum, își dădea seama cât de îndură o slujnică din partea stăpânilor mofturoși, crescuți în puf și care se poartă urât cu slujitorii lor. Câtă trudă la găteală, câtă alergătură și câte trebuie să mai rabde. Ce țipete și ce gălăgie dacă un cârlionț nu e așezat chiar la fel cu ceilalți. Sau dacă pieptarul rochiei nu-i bine strâns. Mai ales când asemenea făptură de-a lui Dumnezeu nu-i prea bună. Crasomila nu putu să mai îndure umilințele și după 2 zile se întoarse acasă. Știi o veste nevestică? Întrebă după câteva zile Miroslav, intrând în odaie cu fața luminată de bucurie. Împăratul nostru și-a adus logodnica și mâine va fi ospăț mare la palat. Cu prilejul acesta vrea să o arate dregătorilor și sfetnicilor săi. Am auzit că au nevoie de mulți slujitori și de multe bucătărese, iar pentru o zi de muncă primește fiecare câțiva bani de aur. Uite, tu știi să gătești și nu o să ai prea mult de lucru. N-ai vrea să te duci să ajuți la bucătărie? Cum să nu? Atâția bani într-o singură zi nu câștigi ușor, răspunse Crasomila. Se pregăti de cu ziua, își luă pe cap o basma de toate zilele și porni cu bărbatul ei la palatul împăratului. Între timp, îmi caut și eu ceva de lucru și vin de seară să te iau, zise Miroslav ieșind din bucătăria în care intrase cu nevastă sa. Crasomila voia să se apuce îndată de treaba pe care șeful bucătar o dăduse pe toată ziua. Desfială, nu băgă de seamă nimic din tot ce se petrecea în jurul ei prin palat. Tocmai trecea printr-un coridor, când i se ivi pe dinainte un boier îmbrăcat numai în aur și argint. Se lucea atâta încât nu-l recunoscu. Te rog, îi zise el cu glas gros, cheamă pe cineva să-mi lege pantofii. Crasomila îl privi cu coada ochiului și își dădu seama după haine că nu poate fi decât chiar împăratul. Se aplecă și îi legă pantofii. Împăratul îi mulțumi și merse mai departe. Peste puțin veni la bucătărie un slujitor de al lui și întrebă de bucătăreasa care legase pantofii împăratului. Avea poruncă să o ducă la jupâneasa din încăperile de sus. Crasomila se supuse. Femeia îi se ploconi și îi pofti să treacă în altă odaie. Cu ce mirare privea Crasomila încăperile atât de scump împodobite, care îi aminteau de cele de acasă. Toate erau pregătite pentru o doamnă și se gândea că aici va locui pe semne împărăteasa cea tânără. Dar încă nu știa ce avea ea de făcut aici. Tot umblând, ajunse în odaia veșmintelor. Acolo erau dulapuri pline cu rochii de preț și mese încărcate cu tot felul de giuvaieruri. Trebuie să-ți alegi o rochie cu giuvaierurile ei și eu am să te gătesc. Pentru amabilitatea pe care i-ai arătat-o, împăratul nostru vrea să joace cu dumneata. Doamne Dumnezeule, se sperie Crasomila, ce o să spună bărbatul meu? Să joc eu cu împăratul și să mă împodobesc cu rochile acestea? Nu, 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 nu pot! Nici chiar dacă te rog eu? Răsună un glas din spate. Se întoarse și îl văzu lângă ea pe împărat, dar împăratul era chiar Miroslav al ei. Cuprinsă de spaimă, întrebă oarecum dureros. De ce ai făcut toate astea? De ce te-ai purtat așa cu mine? Poate mai ții minte ce răspuns trufaș mi-ai trimis prin sfetnicii mei când mi-ai înapoiat tabloul cu chipul meu. Atunci m-am jurat să-ți înfrâng trufia. Tatăl tău mi-a întărit hotărârea și dragostea ta m-a ajutat. Totuși nu te-aș fi pus la o încercare așa de lungă dacă chiar tatăl tău nu mi-ar fi cerut-o. Să știi însă că am suferit și eu alături de tine. În clipa aceea se deschiseră ușile și intră bătrânul împărat. Toți trei se îmbrățișară înduioșați.
Fata mea, încercarea a fost, ce-i drept, destul de amară. Dar crede-mă că îți va prinde bine, ție și copiilor pe care îi vei avea, îi zise tatăl. În răstim, sosiră oaspeții și toți care o vedeau pe împărăteasă, în veșminte cusute cu fir și cu o curună pe cap, erau vrăjiți de frumusețea ei plină de gingășie, iar locul trufiei de altă dată luaseră acum îngăduința și bunătatea. În culmea fericirii, Miroslav își duse nevasta iubită în sala unde se adunaseră boierii și sfetnicii țării, care o primiră cu mare bucurie pe tânăra împărăteasă. Povestea cu castelele de aur. Frații Slavomil și Sobeslav erau feciori de împărat. Când împlini Slavomil 20 de ani, îl rugă pe tată său. Tată, pune să-mi zidească un castel cu acoperișul de aur în care să stau și unde să-mi aduc o prințesă frumoasă. Împăratul își iubea copiii, așa că își goli visteria și porunci să-i se ridice feciorului mai mare un castel cu acoperișul de aur. Slavomil se bucură nespus, îi mulțumi tatălui său și se mută numai decât în castelul cel nou. Dar bucuria nu-i ținu mult. Când se trezi într-o dimineață, acoperișul dispăruse și castelul îi rămase descoperit. Fără îndoială că un om n-ar fi putut să-l ia, de aceea Slavomil nici nu-l mai căută. Dar nu-și putea lua gândul de la el, plângându-l mereu, nemângâiat. Când Sobeslav împlini și el 20 de ani, veni la rândul lui la tată său și îi spuse: Tată, pune să-mi ridice și mie, pe partea mea de pământ, un castel cu acoperișul de aur, cum i-ai ridicat și fratelui meu. Dar de unde să iau atâta aur, dragă băiete? Ce nu ți-o ajunge, ia de pe la biserici sau poruncește să se topească statuile de-n biserică, că eu vreau să am numai decât un castel cu acoperișul de aur. Așa că împăratul luă aur de pe unde îl putu și ridică și lui Sobeslav un castel cu acoperișul de aur. Vezi, îl păzește mai bine decât fratele tău, îi spuse el atunci când totul era gata. La asta se gândise și Sobeslav și încă de mult. Prima noapte nici nu se culcă în pat. Își luă pușca, ceru să îi se aducă un braț de spini și plecă să stea la pândă. Se ascunse pe aproape de castel, își pregăti arma, iar spinii și-i răsuci pe după gât. Dacă l-ar prinde cumva somnul, să-l înțepe și să se trezească. Era întuneric beznă. Sobeslav stătea cu urechea țintită, gata să prindă orice zgomot. Până la miezul nopții, nimic nu tulbură liniștea. Deodată se porni despre castel o alarmă cumplită. Sobeslav sări în grabă și trase într-acolo un foc de armă. Zgomotul încetă, dar din pricina întunericului nu văzu ce se întâmplase și dacă acoperișul fusese furat sau nu. Alergă la palatul împărătesc cu mare alarmă. Oamenii sosiră cu lumânări și ce să vadă? Lângă castel, o baltă de sânge și în mijlocul ei un coș cu o geamite deget de uriaș. Cât despre acoperiș, nici urmă. Nu-i nimic, zise Sobeslav către fratele său. Las că punem noi mâna pe hoț. Când s-o face ziua, ne luăm după urmele de sânge și fără doar și poate că îi dibuim ascunzătoarea. Cum se lumină de ziua, frații se porniră la drum cu mulți slujitori și merseră după urmele însângerate și merseră până ajunseră la o fântână fără fund. Aduceți repede o frânghie lungă și unul din noi să se lase pe ea în jos, porunci Sobeslav. Slujitorii plecară după frânghie. Când se întoarseră, Slavomil își luă în buzunar un clopoțel cu care să dea de veste când o ajunge la fund și se cufundă iute în beznă. Dar după puțin timp sună clopoțelul și oamenii îl scoaseră la lumină. Ei, ce ai văzut? Îl întrebă Sobeslav nerăbdător. Am coborât, Dumnezeu știe cât de departe în jos, dar nici pomeneală de lumină. Eu unul nu mă mai duc. Atunci mă duc eu, zise Sobeslav. Își luă clopoțelul și coborâ pe frânghie. Aproape 100 de coți de frânghie se desfășurară până ajunse la fundul fântânii. Acolo văzu în jurul lui locuri neasemuite. Iarba era mai verde, florile mai vii, fructele mai frumoase, cerul mai albastru. Într-un cuvânt era altă lume.
Dar cel mai ciudat lucru ce i se păru lui Sobeslav erau doi sori care se învârteau fără întrerupere în preajma lui, iar lumina lor ajungea până cine știe unde. Uimit, Sobeslav se rezemă de un copac și se uită la minunea aceea. Deodată veniră în zbor două porumbițe și poposiră în copac. Ia spune-mi, surioară dragă, întrebă una din ele, ce-s luminile acestea care te orbesc? Cum, nu știi? Îs castelele de aur. De unde să știu, surioară? Gândește-te câtă vreme a trecut de când n-am mai fost eu pe aici. Apoi să vezi că stăpânul împărăției sub pământene i-a poruncit uriașului lui să-i ridice două castele de aur pentru cele două fiice ale sale. Uriașul le-a ridicat, dar castelele au rămas fără acoperiș. Dintr-una într-alta află uriașul că un împărat de deasupra noastră a dăruit feciorului său un castel cu acoperișul de aur, așa că nu mai stătu la gânduri și noaptea îl fură și l-a duse, așezându-l la unul dintre cele două castele. Celălalt castel a rămas însă descoperit până noaptea trecută, când uriașul, în timp ce fura alt acoperiș de aur, a fost rănit de un glonț. Și acum stă pe malul mării și așteaptă să-i se vindece rana. Și să mai știi, surioară, că feciorul cel mai mic al împăratului, stăpânul unuia din cele două acoperișuri de aur, stă aici, sub copacul acesta. Și nu știe că dacă s-ar duce în fața unui castel și ar striga, oprește-te ca pentru stăpânul tău, castelul s-ar opri și el ar putea să ajungă la prințese. Așa vorbi porumbița, iar Sobeslav îi mulțumi în gând și se grăbi spre cele două castele care se învârteau mereu. Ajungând în fața celui din tâi, strigă: oprește-te, castelule, ca pentru stăpânul tău! Castelul se opri cât ai clipit din ochi și Sobeslav rămase uimit de o minunăție ca aceea. Era cu totul și cu totul de aur curat, iar tocurile ușilor și ferestrelor sclipeau bătute în pietre scumpe de toate culorile. Dar acoperișul era al fratelui său. Sobeslav intră înăuntru călcând pe covoare de preț. În jurul lui toate străluceau. În cea din urmă încăpere găsi o fată care stătea și hrănea o pasăre cu capul de aur. Părul negru al fetei se răsucea în cărlionți grei, căzând peste rochia de argint, iar genele lungi și mătăsoase îi acopereau ochii negri ca noaptea. Cum ai ajuns aici, mândru fecior de împărat? Întrebă ea cu glas de cântec, iar lui Sobeslav se părea că visează, așa încât abia târziu se simți în stare să-i povestească pățania lui. Vino repede la sora mea, să nu scap prilejul, zise fata cea cu ochii întunecați. Și luându-l pe Sobeslav de mână, îl duse în fața celuilalt castel, care la aceleași cuvinte se opri și el pe loc. Și dacă cel din tâi era frumos, cel de-al doilea era și mai frumos, deoarece zidit fiind numai și numai din diamante și mărgăritare, scripea mai ceva ca soarele. Dar toate aceste minunății nu erau nimic pe lângă frumusețea fetei pe care Sobeslav o găsi în cea din urmă încăpere. Peste veșmântul albastru cădea în valuri părul de aur, pe care tocmai și-l pieptăna cu un pieptene tot de aur. Văzându-l pe noul sosit, se uită la el cu ochii ei albaștri ca două albăstrele înflorite și săgețile lor fierbințe aprinseră o flacără mistuitoare în inima lui Sobeslav. Pe cine mi-aduci, scumpă Judita? Întrebă fata și glasul ei răsună în încăperea de aur ca un clopoțel de argint. Atunci sora ei, Judita, îi repetă tot ce-i povestise Sobeslav. Ești un tânăr îndrăzneț și ușor ai fi putut să plătești cu viața fapta ta nesocotită, zise prințesa Elena. Eu însă am să te dau un sfat. Tatăl nostru, împăratul cel rău, a plecat în depărtate locuri, lăsându-ne în paza unui uriaș fioros, cel care ți-a furat ție și fratelui tău acoperișurile de aur. Dar cum, atins de glonț și a pierdut asă noapte degetul cel mare, trebuie acum să stea să se vindece. În clipa de față, doarme pe țărmul Mării Roșii, ținându-și piciorul în apă până i s-o lecui rana. În buzunarul din stânga are un clondir cu apă care ia de puterea celui ce bea, iar în cel din dreapta unul cu apă vie. Încearcă să-i schimbi clondirele, apoi bea cât poți din cel cu apă vie. Când s-o trezi uriașul, o să bea după obicei din clondirul din dreapta. Atunci o să-l părăsească puterile, iar tu ai să-l poți ucide fără nicio osteneală.
aruncă-l apoi în mare și întoarce-te repede aici. Dar dacă până ajung eu la el, uriașul s-o fi vindecat? Întrebă Sobeslav. Uite un fluier de aur, îi răspunse Elena, întinzându-i fluierul. Cale de un ceas de aici, într-o dumbravă tânără, paște o herghelie de cai. Când ajungi acolo, fluieră din fluier și care dintre cai va alerga spre tine, pe acela să încaleci și cât ai clipi vei fi la mare. Sobeslav le mulțumi celor două surori și-și luă drumul spre Marea Cea Roșie. După vreun ceas de mers, văzu o dumbravă și în dumbravă o herghelie de cai. Fluieră din fluierul de aur și cel mai frumos cal din herghelie veni întins la el. Sobeslav încălecă și o ținu tot în galop până la malul mării, unde zări de departe trupul cât toate zilele al uriașului prăvălit pe țărm. Sări din șa și se apropie de el. Uriașul dormea greu și sfărăia atât de cumplit de parcă turna pe undeva în adâncuri. Sobeslav păși ușurel pe la dreapta lui și trase din buzunar clondirul cu apă vie, al cărui gât ieșea la iveală. Uriașul se mișcă puțin și atunci Sobeslav bău repede câteva înghițituri să prindă putere, dacă uriașul s-ar fi trezit și ar fi sărit la el. Dar Nami l-aș văzut de somn, așa că Sobeslav putu să-i schimbe liniște clondirele. După aceea se trase mai la o parte și l-așteptă să se trezească. Așteptarea nu ținu mult. Curând, uriașul se frecă la ochi, își pipăi buzunarul din dreapta, scoase din el clondirul și trase o dușcă zdravănă. Dar în aceeași clipă, umerii largi îi căzură neputincioși. Începu să blesteme în tot felul, iar când îl zări pe Sobeslav care se apropiase, își trase piciorul din apă și se repezi la el mânios. Totul era în zadar. Sobeslav abia îl îmbrânci și el se și rostogoli ca un buștean putred, încât tânărul îl spindecă fără greutate și îl aruncă în mare. După aceea, încălecând pe calul odihnit, se întoarse în goană la castelele de aur. Surorile l-așteptau cu nerăbdare. Cum îl văzură, îi și ieșiră în întâmpinare, mulțumindu-i că le scăpase din robia în care le ținea uriașul, apoi îl duseră într-o încăpere cu mesele încărcate cu mâncăruri și fructe rare să-l ospăteze după cuvință. Dar Sobeslav nu putea să mănânce. Se sătura numai uitându-se la frumusețea fără seamănă a fetelor. Și acum scoate-ne de aici, îl rugă Elena, după ce au tot vorbit și s-au ospătat. Iar drept mulțumire, ia aceste castele de aur cu tine. Uite, ai două mere, unul de aur, altul de diamant. Cu cel de aur te așezi în fața celui din tâi și îi spui: sai castelule în măr! Și castelul va intra în măr. Castelul celălalt să-l închizi în mărul de diamant. Când vei vrea să le scoți, să le spui: sai castelule din măr! Și castelul se va așeza acolo unde îi vei porunci. Sobeslav primi cu recunoștință darul cel neprețuit și, luând surorile de mână, le duse la deschizătura fântânii pe unde coborâse. Dar mai înainte se oprire la cel din tâi castel. Sobeslav scoase mărul de aur și dădu poruncă: sai castelule în măr! Și cât ai bate din palme, castelul intră în măr. Tot așa făcu și cu celălalt castel. Apoi vârâ amândouă merele în buzunar și se apropiară toți trei de frânghie. Mai întâi urcă-te tu, surioară, zise Elena. După aceea mă urc și eu și la urmă Sobeslav. Dar înainte mai ai ceva de făcut, Sobeslav. Când vom ajunge amândouă sus, se vor apropia de tine doi berbeci, unul alb și celălalt negru. Caută de-l prinde pe cel alb, că dacă îi încurci și îl prinzi pe cel negru, te ia și le aduce de-a dreptul în iad și poate că nu ne mai vedem niciodată. Mai bine să mor în clipa asta decât să mi se întâmple asemenea nenorocire, strigă Sobeslav uitându-se la fata cea cu părul de aur. În același timp, cei de sus auziră clopoțelul și începură să tragă frânghia la lumină. Nerăbdător să vadă ce aflase fratele său sub pământ, Slavomir stătea lângă gura fântânii așteptându-l. Deodată însă se auzi foșnetul unui veșmânt de argint și ieși la iveală capul unei fete cu părul negru împodobit cu mărgăritare. Slujitorii se traseră la o parte înspăimântați și dacă Slavomir nu s-ar fi grăbit să o prindă în brațe, Judita s-ar fi prăbușit în adânc. Când își ridică spre el ochii întunecați și povesti întâmplarea fratelui său,
Lui Slavomir se ridică tot sângele în obraz. Porunci slujitorilor să coboare fără întârziere frânghia ca să o scoată pe cealaltă prințesă, trimise câțiva oameni la castel după carete și dădu de veste să se pregătească toate după cuvință, ca pentru niște oaspeți atât de aleși. În timp ce Elena era și ea trasă afară cu frânghia, Sobeslav, tulburat și totuși fericit, rămase să se aștepte rândul, gata-gata să uite de cei doi berbeci. Deodată auzi în spatele lui un salt ușor. Se întoarse repede să vadă cei. În jurul lui se învârtea ca o lumină berbecul cel alb, iar în urma celui alb, cel negru. Sobeslav se repezi și încercă să-l prindă pe cel alb, dar nu știu cum îl încurcă și spre nenorocul lui îl apucă pe cel negru. Cum îl luă de coarne, berbecul îl și aruncă în spate, se ridică în văzduh și porunci cu el în zbor spre iad. La poarta neagră a iadului, puse călărețul jos, se prefăcu în diavol și bătu. Slujitorii deschiseră și un lacheu negru îl duse pe Sobeslav la împăratul lor. În sala cea mare, pe un tron bogat, stătea diavolul împărat, iar lângă el împărăteasa lui diavolița. Nu părea să fie tocmai rău în iad. Sobeslav și-l închipuise mult mai cumplit. Totuși, îl treculă fiorii când Tartorul își întoarse spre el căutarea lui diavolească, poruncind întunecaților săi slujitori. Deschideți ușa și arătați-i patul! Atunci se deschise o ușă care dădea într-o încăpere largă. Văzând ce se petrecea acolo, lui Sobeslav îngheță sângele în vine. De o parte, diavolii aruncau sufletele hărăzite iadului un ulei clocotit, de cealaltă le frigeau la frigare, aici le rupeau în bucăți, dincolo le supuneau la fel de fel de cazne. În mijlocul încăperii era un pat de fier înroșit în foc. Pe Sobeslav îl treceau sudori reci la gândul că îl vor culca pe patul acela. Ce-i folosea puterea în fața atâtor diavoli? Cu ce am meritat iadul, mărite împărate? De ce mi-ai pregătit un asemenea pat? N-ai furat tu fetele împăratului sub pământean? Pentru această vină ai să fii ars de viu. În clipa aceea, din cealaltă parte a încăperii, se deschise o ușă pe care intră o fecioară neagră, fiica împăratului. Zărindu-l pe Sobeslav, își întrebă tatăl cine era străinul și când află, începu să se roage să nu-l pedepsească atât de cumplit pentru un lucru de nimic. Până și împărăteasa iadului, mama fecioarei negre, puse un cuvânt pentru bietul Sobeslav. Dacă văzu și văzu, împăratul se ridică de pe tron, își luă fata de mână, se îndreptă spre Sobeslav și îi spuse: dacă vrei să-ți dăruiesc viața, trebuie să-mi iei fata de nevastă. Ce lovitură pentru Sobeslav! Nu de mult îi făgăduise dragoste veșnică frumoase Elena, cea cu părul de aur. Și acum să ia de nevastă pe fata diavolului, urâtă ca noaptea, cu ochii otrăviți și cu părul zbârlit. Dar se gândi că poate nu i-ar strica să făgăduiască, rămânând totuși credincios iubitei lui. Cine știe, poate că va avea norocul să scape din iad. Așa că se învoi și Tartorul îi dădu fata de nevastă. În iad, nunta se sfârșește repede. Ușa spre încăperea cazanelor se închise, se aduse rămese, mâncăruri și băutură și se porni o veselie ca la nuntă. Numai bietul ginere stătea ca mort și era o frică grozavă de ceea ce avea să se mai întâmple. După nuntă, împăratul îi duse pe tinerii căsătoriți într-o grădină, în mijlocul căreia se ridica un castel frumos, și le zise: aici aveți să locuiți amândoi, iar tu, Sobeslav, poți să poruncești oricui și oriunde ca și mie. Numai de copacul acesta să nu te atingi, că va fi rău de tine. Totul era frumos, mai să-i placă și lui Sobeslav. Numai diavolița cea tânără nu-i prea venea la socoteală. Însă lumea zice că omul se învață cu nevoia. Cu vremea se deprinse și Sobeslav, cu toate că nu înceta să o dorească pe Elena lui și să se gândească cum ar face să scape de acolo. De multe ori se întreba de ce-i spusese împăratul iadului să nu se atingă de copacul acela din grădină. În sfârșit, se hotărâ să o întrebe pe nevastă sa. Tânăra diavoliță își iubea nespus de mult bărbatul, dar nu voia să-i încredințeze taina. Zicea că nu știe nici ea. Când Sobeslav început să stăruie,
îi răspunse rugându-l să-i nu-i ceară acest lucru, deoarece ar fi spre răul lui. Până la urmă însă, Sobeslav îi smulse taina. În vârful copacului, zise femeia, este un măr de aur. Cine l-ar culege și l-ar arunca peste umăr, s-ar pomeni într-o clipită acolo unde dorește. Sobeslav se prefăcu a nu-l lua în seamă aceste vorbe, ca și cum nu l-ar fi privit, cu toate că îi venea să chiuie de bucurie auzindu-i spusele. Căuta acum prilejul să se folosească de ceea ce aflase. Și iată că, într-o zi, diavolul aduse în iad un boier mare de pe pământ și toți se duseră să-l vadă. Tartorul mare n-avea acum altă grijă decât să descoasă pe noul venit, așa că Sobeslav rămase singur în grădină. Era momentul cel mai potrivit. Se urcă în copac ca o veveriță și din creangă în creangă, până ai număra 100, ajunse în vârf. În sfârșit, iată-l cu mărul de aur în mână. Îl aruncă peste umăr, poruncindu-i. Vreau să fiu în castelul meu părintesc. Nici nu apucă să spună aceste vorbe și în jurul lui se stârni un vânt puternic și cu vuiet mare totul dispăru fără veste, iar Sobeslav se pomeni în curtea castelului său părintesc. Prințesa Elena stătea tristă la o fereastră. Lângă ea, mână în mână, stăteau Slavomil și Judita. Când îl zări pe Sobeslav, Elena se smulse de la locul ei, trecu zburând prin curte și căzu în brațe. În jurul lor totul înflori dintr-o dată și îi întâmpină cu nespusă bucurie. Afară de Elena, cel care se mai bucura era Slavomil, deoarece de atâta vreme voia să pornească nunta cu frumoasa Judita, dar ea se împotrivea, amânând-o până când va putea fi și sora ei fericită. Acum toate erau așa cum trebuiau să fie. Chiar a doua zi se sărbătoriră amândouă nunțile. De data asta, Sobeslav nu mai era abătut. O fericire fără seamănă îi umplea inima de câte ori își privea mireasa. Spre seară, ieși din sala de petreceri, se urcă pe dealul din fața castelului părintesc, scoase din buzunar mărul de aur și porunci: „Stai, castelule, din măr!” Și într-o clipă, castelul sări din măr și se așeză pe deal. Se urcă apoi pe dealul din potrivă, scoase din buzunar mărul de diamant, îi spuse aceleași vorbe și castelul de diamant străluci în apusul soarelui, defugea lumea speriată strigând: „Arde, arde!” Dar când văzură oamenii acea minunăție fără seamăn, rămaseră toți înmărmuriți. Sobeslav se întoarse în sală și-și chemă oaspeții să vadă priveliștea. Apoi dărui fratelui său castelul de aur, iar el cu Elena lui luară în stăpânire pe cel de diamant. În vremea asta, în iad era mare zarvă. Îndată ce tânăra diavoliță înțelesese că a greșit dezvăluindu-i soțul ei taina, alergă la tatăl său, Tartorul, și îl rugă cu lacrimi în ochi să-i aducă bărbatul îndărât. Dar lucrul acesta nu mai stătea în puterea diavolului. Atunci, toată dragostea din sufletul ei se prefăcu în ură și ea nu se mai gândi decât cum să se răzbune pe necredincios. Tartorul îi făgădui să o ajute și trimise numai decât pe pământ un diavol, pe cel mai de ispravă. Tinerii căsătoriți stăteau de vorbă în castelul părintesc, când iată că veni un slujitor și aduse la cunoștința lui Sobeslav că la castelul de diamant a picat un străin care se dădea drept un mare artist. „Cinstiți-l până una alta, că vin și eu îndată”, porunci prințul, dar mai întârzie puțin. Până se întoarse slujitorul, ceilalți oameni de casă îl duseră pe oaspete într-o încăpere și îl lăsară acolo singur. Atunci străinul se prefăcu într-un gândăcel și, trecând prin gaura cheii de la ușile încuiate, ajunse în tainița unde erau păstrate toate comorile. Printre ele găsi repede mărul de diamant. Îl luă, se strecură pe fereastră și se așeză la ușă. Tocmai se întorcea slujitorul și îl rugă să mai aștepte o clipă. „Bucuros”, răspunse diavolul, „și ca să nu mai treacă vremea, am să vă arăt aici, în fața castelului, niște năzdrăvânii de aveți să rămâneți cu gura căscată. Spune la toată lumea să vină și să se minuneze.” Neștiind despre ce era vorba, slujitorul alergă îndată și chemă pe cine se nimeri. Mulțimea se așeză în fața castelului așteptând. Luând în mâini mărul de diamant, străinul strigă: „Stai, castelule, în măr!”
și într-o clipă castelul sări în măr, iar diavolul se ridică în văzuh cu el cu tot. Mulțimea rămase cu gura căscată. Tocmai atunci sosise și Sobeslav. Nemai văzând castelul, întrebă înspăimântat ce se întâmplase și oamenii începură să-i povestească totul cu deamănuntul. Adânc îndurerat de această pierdere, Sobeslav se întoarse la castelul părintesc, unde l-așteptau Elena și toți curtenii săi. O, mă gândeam eu că diavolița are să se răzbune, distrugându-ne fericirea, începu să se tânguie prințesa. Dar voi puteți fi fericiți, strigă Slavomil, veniți în castelul meu, am loc destul. Nu-i nicio grabă, cumnățele, îi răspunse Elena, că avem și noi de la părinții noștri destule castele în care să ne adăpostim fericirea. Ai dreptate, însă eu tot trebuie să-mi găsesc castelul, de-ar fi să-l caut până la capătul pământului. Numai că unde să-l caut? Se întrebă Sobeslav nehotărât. Du-te, Sobeslav, du-te la Părintele Soare, îl sfătui Judita, că el le vede pe toate și le știe pe toate. Bine zici, surioară, să se ducă la el și el l-o sfătui. Sobeslav se despărți cu inima grea de iubita lui Elena, de fratele lui, de Judita și de bătrânii săi părinți și plecă spre soare. Merse și multă lume întrebă încotro o fi drumul spre soare, dar nimeni nu știa nimic. Odată ajunse departe în munți, într-o vale minunată, unde întâlni un cioban. Spune-mi, prietene, îl întrebă el, nu cumva știi pe unde-i drumul care duce spre soare? Dar cum să nu știu, că doar îl văd în fiecare zi cum pleacă la plimbare. Seara se odihnește colo, pe culmea aceea, urcă-te sus, și când s-o întoarce acasă, poți să stai cu el de vorbă cât poftești. Sobeslav îi mulțumi ciobanului și urcă încet pe culme. Acolo se așeză și așteptă. Deodată frunzele începură să foșnească și o lumină trandafirie polei toată valea. Sobeslav se uită în sus și văzu soarele. Din fața lui limpede, raze aurii se împrăștiau peste valurile subțiri ale norilor tiviți cu aur. Tu, strălucit părinte, pe care toate le știi, spune-mi, rogu-te, unde pot găsi eu castelul de diamant? Castelul tău de diamant stă atârnat deasupra Mării Roșii, ferecat de crucea cerului cu un lanț de aur, auzi Sobeslav glasul soarelui. Vai mie, cum să ajung oare până la el? Îți dau un sfat, fiule. În castel să lășluiește acum diavolul care ți l-a furat. Mergi tot înainte până ajungi la Marea Cea Roșie. Pe mal ai să vezi o colibă în care trăiește o bătrână. Du-te la ea, spune-i încotro te îndrepți și ea te-o sfătui ce ai de făcut. Sobeslav îi mulțumi soarelui și coborâ muntele. Călătorul cel strălucit se mai uită o clipă în urma lui Sobeslav, apoi coborâ și el muntele de cealaltă parte. Sobeslav trecu dincolo de ținutul acela și se pomeni nu departe de Marea Cea Roșie. Văzu coliba în care trăia bătrâna, bătu la ușă și ea îl poftină untru, întrebându-l fără întârziere ce dorește. Sobeslav îi povesti totul cu deamănuntul și primi răspuns. E drept că palatul tău stă atârnat deasupra Mării Roșii și că e ferecat de crucea cerului cu un lanț de aur. L-a agățat acolo nevastă-ta, diavolița, și în el se lășluiește un diavol. Țipenie de om nu poate ajunge la el. Doar o dată pe zi coboară legată de o frânghie, o găleată de aur pentru apă. Dar dacă soarele dorește să te ajute, am să-ți dau un sfat. Uite, îți dau o pisică. Du-te cu ea pe malul mării și bagă de seamă când o coboră găleata. Cum o zărești, dă drumul pisicii și așteaptă-o până ți-o aduce mărul. Sobeslav luă pisica în brațe, îi mulțumi bătrânii din toată inima și plecă spre țărm. Abia spre seară zări găleata de aur coborând din înălțimi. Castelul nu se vedea. Atunci, repede, dădu drumul pisicii. Dar în loc de pisică, peste mare, își luă zborul o păsărică neagră, care se lăsă drept în găleată. Cum se deschise fereastra la castel și găleata a început să urce, trasă de frânghie, păsărica pătrunse în odaie nevăzută de nimeni, luă mărul de diamant de pe masă, ieși din nou și se întoarse în zbor pe țărm. Iar când Sobeslav încercă să ia mărul, păsărica se schimbă iarăși în pisică și începu să sară în jurul lui, dar mărul să îl dea nici pomeneală.
Văzând Sobeslav că pisica aceea numai pisică nu era, se gândi că poate dorea ceva și încercă să o ia cu binișorul. Hai, pisico, îți dau tot ce vrei, numai mărul să mi-l dai. Pisicii sticleau ochii, părul îi se zbârlea, dar mărul tot nu-l dădea. De la o vreme, Sobeslav se înfurie, își scoase sabia, se repezi după pisică și, ajungând-o, o spintecă drept în două. Deodată, în jur se făcu lumină, păsări nenumărate începură să cânte și, în locul pisicuței, Sobeslav se pomeni față în față cu un tânăr chipeș care întinse mărul de diamant. Sobeslav se sperie atât de tare că nu-și mai putea veni în fire, nu știa nici ce să facă, nici ce să spună, când tânărul îl sfătui să-și pună castelul la adăpost. Atunci el luă mărul și, ridicându-l în sus, strigă: „Să ai castelule în măr!” Diavolul tocmai se uita pe fereastră când castelul se închise atât de repede încât capul îi se rostogoli în mare, iar trupul îi căzu zdrobit. După aceea, tânărul îl luă pe Sobeslav de mână și îl duse spre colibă. Dar coliba nu mai era nicăieri. Pe locul ei se ridica acum un castel de fildeș. Îngenunchiată în prag, bătrânica se uita tristă la cei care se apropiau. Atunci tânărul alergă, o luă în brațe, o sărută fierbinte și, în aceeași clipă, bătrânica se prefăcu într-o domniță gingașă, iar zdrențele de pe ea în veșminte strălucitoare. Amândoi îl luară pe Sobeslav de mână și mulțumiră cu lacrimi în ochi pentru mântuirea lor. „Dacă ai ști, străine, de când ne chinuim, nici picior de om n-a ajuns până acum pe aceste meleaguri”, zise tânărul. „Am fost fermecați amândoi de un vrăjitor și prefăcuți, eu un motan și tânăra mea prințesă în babă, pentru că n-am vrut să o iau de nevastă pe fiică sa. Aveam asupra noastră cumplit blestem, să așteptăm așa până vom pune umărul la fericirea unui străin nefericit din dragoste ca și noi. Și asta nu s-ar fi întâmplat niciodată dacă milostivul soare nu te-ar fi trimis la noi, pentru că până la tine țipenie de om n-a călcat pe aici. Și acum, spune, străine, ce putem face ca să-ți fim pe plac?” „Ce am dorit, prieteni, cu ajutorul vostru am dobândit. Acum nu mai doresc decât să ajung cât mai repede lângă draga mea.” Dar cei doi tineri, care erau parese prinț și prințesă, nu-l lăsară până nu-i însoți la palatul lor și nu se ospătă la ospățul lor. Apoi porunciră slujitorilor, căci odată cu ei totul prinsese viață în jur, să pună șaua pe un cal năzrăvan și să-l aducă în fața scărilor. Sobeslav își luă rămas bun de la noii lui prieteni, care îl însoțiră câtva timp, iar la despărțire îl siliră să primească de la ei în dar calul. Bucuros de cal, Sobeslav se așternu drumului și nici nu-și dădu seama când ajunse sub zidurile castelului de aur, unde se opri nedumerit. Din curte răbufneau împușcături, iar pe ferestrele deschise se revărsau cântece de bucurie. Când întrebă ce însemnau toate acestea, i se răspunse că cele două prințese surori aduseseră pe lume fiecare câte un fecior frumos. Nebun de bucurie, Sobeslav se repezi în casă, îmbrățișându-se în același timp și soția și feciorul. Botezul celor doi prințișori se sărbători în castelul de diamant. Nici Tartorul cel bătrân, nici diavolița cea tânără nu mai aveau acum nicio putere. Și cele două perechi trăiră în dragoste și înțelegere până la adânci bătrânețe. Micheș neînfricatul. Micheș era feciorul unui fierar. Abia la 18 ani se dezlipi de fusta maică-sii, iar tatăl începu să-l învețe meseria. Dar de cum isprăvi ucenicia, nu mai vrut să stea acasă și zise părintelui său: „Tată, dă-mi fier să-mi fac o chioacă pentru drum.” Taică-su-i dădu 25 de ocale de fier. „Păi bine, tată,” se împotrivi Micheș, „ce să fac eu cu bastonașul ăsta? Dă-mi cel puțin 70 de ocale de fier.” „Pentru Dumnezeu, dar nici n-ai să poți urni asemenea gheoagă.” „Lasă-i să vezi tu cum ți-o învârt,” răspunse Micheș voinicul și, ghințuindu-și gheoaga, dovedi tatălui său că nu mințise. Fierarul îi dădu bani de drum, maică-sa îi făcuse plăcinte și Micheș o porni în lume. Într-o zi, ajunse la o moară și văzu un tânăr care ducea înăuntru o piatră de moară pe umeri. Își zise:
Zdravă-n băiat, m-aș bucura dacă ar vrea să vină cu mine. Îl așteptă până ieși afară și lâmbie să plece cu el în lume. Fără să se lase prea mult rugat, tânărul își părăsi slujba de la moară și porni cu Micheș. Într-o pădure din calea lor, dă dură de unul care plecase și el să se tocmească. Unde duci? Îl întrebă Micheș. În lume să-mi încerc norocul. Ce ești de meserie? Tâmplar. Dar putere ai? Cred și eu, răspunse tâmplarul și își făcând un brad, îl smulse cu rădăcină cu tot. Măi, că voinic mai ești, se minună Micheș. Și cum te cheamă? Bobeș. Ascultă, Bobeș, n-ai vrea să vii și tu cu noi? Te cheltuia la mea câtă vreme mi-or ajunge banii. Când vom rămâne lefte, facem noi rost de alții. Dar voi ce sunteți? Întrebă și Bobeș. Eu sunt fierar și mă cheamă Micheș, iar prietenul de colo-i Morar și îl cheamă Cuba. Amândoi suntem voinici ca tine, dacă nu și mai dihai. Atunci vin și eu cu voi, primi Bobeș bătând palma cu noii lui prieteni. Porniră prin lume, mâncară și băură bine, făcând pe boierii, așa că nu-i de mirare că Micheș dădu curând de fundul buzunarului. Băieți, zise el într-o zi când ajunseră lângă un oraș mare, mai am 3 florini, da lua iar naiba, unde a mers mia, merge și suta. Haidem în oraș să ne ospătăm pe cinste cu ei. Pe urmă ne-o purta de grijă cel de sus. Ceilalți se învoiră și o luară vesel spre oraș. Hangiule, adă-ne un ulcior mare de vin bun și mâncare bună și dă-i zor, că-n e tare foame. Porunci el intrând la han, de parcă ar fi fost plin de bani. Hangiul așeză totul dinaintea lor pe masă și tu strei băură și mâncare după pofta inimii. Ei, și ce mai e nou pe aici, Hangiule? Întrebă Micheș, care voia să le afle pe toate. Nu-ți vești bune, boieri dumneavoastră? N-ați auzit nimic de împăratul nostru și de nenorocitele lui fiice? Nu știm nimic, venim de pe meleaguri îndepărtate. Atunci să vă povestesc. Împăratul nostru avea 3 fete, numai cu un an deosebire de vârstă între ele. Când cea mai mare împlini 18 ani, pieri din palat și nimeni nu știa unde-i. Ce vai și amar pe părinți, cât pe ce să moară de focul ăsta. Dar să vedeți ce s-a întâmplat. După un an, când și cealaltă domniță, mai tânără, împlini 18 ani, chiar în aceeași zi se pierdu și ea și de atunci n-a mai văzut-o nimeni. Din clipa aceea se puse răstrăja toate colțurile palatului, iar domnița cea mai tânără n-avea voie nici măcar să iasă din odaie. Dar ce să vedeți? În aceeași zi, când împlini și ea 18 ani, se dădu un înspăț mare, iar până dimineața și a treia fata împăratului avu aceeași soartă. Împăratul făgăduia celuia care va afla unde sunt fiicele și le va aduce în viață, să-i dea pe una din ele de nevastă și pe deasupra jumătate din împărăție. Băieți, zise Micheș, după ce Hangiul îi sprăvi de povestit, nu v-am spus eu pe drum că are Dumnezeu grijă de noi? Uite că am avut dreptate. Cum adică ne-a purtat de grijă? Întrebă Cuba. Apoi ție trebuie mură în gură? Socot că dacă împăratul ne dă destui bani de drum, pornim să căutăm domnițele. Ușor de zis, dar unde? Întrebă Bobeș. Eh, plecăm și noi unde vedea cu ochii, răspunse Micheș râzând, iar de înconjurăm toată lumea asta, le-om găsi noi undeva, chiar de-am merge și în iad. Du-te, Hangiule, și spune împăratului că vrem să-i căutăm fiicele dacă ne dă destui bani de drum. Așa-i hotărâ Micheș, iar Hangiul alergă bucuros la împărat. Peste puțin, numai ce sosiră la han, slujitori cu vestea că cei 3 călători să vină la palat. Și se duseră. Împăratul îi întrebă de toate, apoi porunci să li se dea câți bani ori cere. Băieții îi mulțumiră și, fără să mai zăbovească, porniră la drum. Umblară săptămâni de-a rândul, până când într-o bună zi poposiră într-o pădure din care nu mai știau cum să iasă. Ei, hei, așa nu mai merge, băieți, zise Micheș conducătorul celor 3 voinici. Ne tot învârtim roată împrejur și nu mai dăm de capătul la fursite ăștia de păduri. Uite, îmi înfig gheoaga aici în pământ și să plecăm cu toții care încotro până om ajunge fie la capătul pădurii, fie undeva la vreo casă. Cel din tâi care găsește ceva să se întoarcă înapoi la gheoagă și să dea de veste suflând în fluier. Așa ne-am întâlnit din nou. Băieții primiră bucuroși și fiecare apucă în altă parte. Nu trecu mult și Bobeș fluieră. Ei, ce ai găsit?
îl întrebă Micheș când se adunară. Veniți după mine că am găsit o masă pregătită ca pentru prinți. Măi, Kubo, mi se pare că Bobeș își bate joc de noi, zise Micheș, iar amândoi îl urmară cam neîncrezători. Dar Bobeș nu ședea de ei. După ce merseră o bună bucată de drum, zăriră o peșteră. Când intrară înăuntru, dădură peste o masă îmbelșugată cu 3 oale de vin și peste 3 paturi gata înfățate. Asta le plăcu băieților, așa că se așezară pe mâncare și băutură. După ce se săturară, începură să se uite prin peșteră. Dar afară se nopta și cum n-aveau lumină, nu văzură dacă mai era și altă ieșire din peșteră. Fiind obosiți, lăsară tot baltă și voiră să se întindă fiecare pe câte un pat. Ia ascultați, măi băieți, mi se pare că aici e o vizuină de hoți și dacă ceata se întoarce acasă și nu-și mai găsește prânzul, o să fie rău de noi. Nu-i vorbă că eu nu mă tem nici de 30 de vlășgani, dar prevederea-i mama înțelepciunii. De aceea cred că ar fi bine să nu ne culcăm pe cuptor ca acasă și unul din noi să stea de strajă. Astăzi să stea Bobeș. Al dracului de hâtru mai ești, de ce nu stai tu? Ține-ți gura, nu cârti și păzește că doar și mie o să-mi vină rândul. Bobeș se supuse și ceilalți doi se culcară. Dar și lui începură curând să îi se închidă ochii și capul îi se lăsă greu în piept. Deodată cineva îi trase o palmă de văzut stele verzi, sări ars și zări în fața lui un omuleț care abia îi ajungea la genunchi. Barba neagră i-a târna până la brâu și era îmbrăcat cu o mânteluță roșie. Bobeș vrut să se repeadă la el, dar întâlnindu-i privirea neagră arzătoare, nu mai putu scoate o vorbă și de frică o sudoare rece îi îmbrobonă fruntea. O vreme, omulețul se uită țintă la Bobeș, apoi se întoarse către cei care dormeau, trase pătura de pe ei și plecă. Dimineața, la sculare, ceilalți îl certară pe Bobeș că i-a dezvelit. El tăgădui, zicând că habar n-are de nimic și nu le istorisi cine a venit peste noapte ca să nu râdă Micheș. Oare ne-o mai aduce cineva și prânzul mic? Întrebă Kuba. Păi da, îi răspunse Micheș, vrabia mălai visează și calicul praznicul. Dar taică meu spunea că cine nu muncește rabdă de foame. Socot că nu trebuie să le revim și mai bine să cercetăm peștera. Așadar o cercetară și într-un ungher dădură de o ușă pe care o deschiseseră la nevoie. Acolo era o altă peșteră mai mică, iar în mijloc o vatră și pe ea cea une castroane și câteva unelte de bucătărie, dar de alegurii nici vorbă. Ei, vedeți, băieți, adăugă Micheș, nu v-am spus eu că aici a fost sau este o vizuină de hoți? Pe semne că aseară i-a speriat cineva tocmai la vremea cinei și de aceea am găsit noi masa pusă. Oricum o fi, de azi înainte noi suntem stăpâni și gospodari aici. Dar mai întâi să mergem la vânătoare. Unul dintre noi rămâne acasă ca să facă focul și să pregătească tot. Bobeș, astă noapte ai dormit puțin, așa că rămâi tu și după ce îi sprăvi treaba, mai culcă-te puțin. Dar nu mi-e somn deloc, răspunse Bobeș, să rămână Kuba acasă. Te pomenești că ți-e frică, Bobeș. De-ar fi așa, n-aș mai vrea să știu de tine cât o-i trăi. Bobeș se rușină, tăcu și rămase acasă. Kuba și Micheș plecară la vânătoare. Când să iasă din peșteră, Micheș zări pe jos înaintea lui o foaie de pergament. Scria pe ea că cineva citi cuvintele acele deasupra unui mort îl va învia numai decât. Micheș băgă pergamentul în buzunar și porniră amândoi mai departe. În vremea aceasta, Bobeș cără apă, spălă vasele și făcu focul. Deodată văzu în fața lui omulețul cu mânteluță roșie. Ce bunătăți gătești?" întrebă el. Nici eu nu știu, să vedem ce-o aduce tovarășii mei." Nu-i mai aștepta. Privește colo în horn ce de carne afumată atârnă. Urcă-te, ia-ți o bucată de spată și fierbe-o." Dar cum să mă urc așa de sus?" întrebă Bobeș, care își mai venise în fire, auzind că omulețul îi vorbește cu atâta bunăvoință. Uite, scara e aici. Rează-mă de horn, că eu o țin." Bobeș îl ascultă, rezemă scara de horn și se cățără îndată pe ea. Când era la treptele din urmă și gata să ajungă la carne, omulețul trase pe neașteptate scara, iar Bobeș căzu la pământ și muri. Ce leneș a furișit!" strigă Micheș, intrând în peșteră și văzând focul stins, iar pe Bobeș lungit lângă vatră. Se umflă de somn și lasă prânzul să se răcească.
Bobeș, scoală! Dar Bobeș nu se sculă, cu toate că îl zgâlțâiau ca pe un copac. Doar n-o fi mort, se sperie Cuba după ce încercară zadarnic să-l deștepte. Dacă-i mort, îi vine un dată de hac, răspunse Micheș, apoi scoțând pergamentul din buzunar, începu să-l citească. Pe la mijloc, Bobeș prinse aș veni în fire, iar când se isprăvi cititul, era în picioare. Ce ai pățit? Întrebară tovarășii. Am leșinat, minți Bobeș, care se rușina că s-a lăsat tras pe sfoară de omuleț. Ceilalți îl crezură și, fără altă vorbă, pregătiră masa, mâncară și trecură la culcare. Dimineața, când să se scoale, păturile de pe ei erau aruncate cât colo. Nu știau ce s-a întâmplat și se uitau mirați unul la altul. Bobeș ar fi putut să-i lămurească, dar își zicea: dacă m-am păcălit eu, apoi păcăliți-vă și voi. Și tăcu. A doua zi rămase de pază Cuba. Îndată ce aprinse focul și aduse apă, zări înaintea lui omulețul necunoscut cu mântăluță roșie. De unde-i răsărit și ce cauți aici? Întrebă el, oarecum nedumerit. Am venit să văd ce bunătăți gătești pentru prânz, răspunse celălalt, pironindu-și ochii negri asupra lui. Nu știu, să văd ce ori aduce prietenii mei care au plecat la vânătoare. Eh, ce să-i mai aștepți pe ei? Uite colo sus carne afumată. Urcă-te, ia-o și fierbe. E prea sus pentru mine. Ia cascara aia alături, ți-o țin eu. Cuba căzu și el în cursă. Când era tocmai sus, omulețul trase deodată scara, iar Cuba muri prăbușindu-se. Parcă ești un țap logodit, zise Micheș întorcându-se de la vânătoare când îl văzu pe Cuba mort. Îl făcu să învie, dar omul nu se trezi până ce Micheș nu-i sprăvi de citit. Temându-se de bat jocura lui, dădu și Cuba vina pe leșin. A treia zi sosi rândul lui Micheș. Când plecară, Cuba voi să ia pergamentul ca să-l poată ajuta și pe el la timp de va fi primejdie. Nu vă temeți că eu nu slab din fire ca voi, răspunse Micheș, punându-se cu râvnă pe treabă. De cum aprinse focul, numai ce se înființă și omulețul cu mântăluță roșie, dar Micheș nu se sperie cât își de puțin. Acum înțelesese îndată de ce au leșinat tovarășei lui. Ce cauți aici, pocitanie? Se stropși el cu asprime la omuleț. Ia că am venit și eu să văd ce bunătăți gătești pentru prânz. Și ce-ți pasă ție? Fiindcă aștepți ce-or să-ți aducă tovarășii și nu te uiți că în horna târnă atâta carne afumată. Aha, numai că eu te pricep, stârpitură caragioasă ce ești. Dacă nu o ștergi cât ai clipi, te atârn de barbă în horn, să te afumi acolo și să nu mai înșeli oamenii. Dar omulețul nu se lăsă și se repezi la Micheș. Ia te uită, pocitania, doar noi fi vrând să te lupți cu mine. Stai tu, buricul pământului, că ți-arăt eu ție. Și sărind de pe vatră, apucă omulețul de barbă și li zbi atât de cumplit de peretele peșterii, încât toată barba i-a rămase în mână. Atunci omulețul se prefăcu într-o babă urâcioasă și pieri, amenințându-l pe Micheș. Despre mine n-ai decât să te prefaci în diavol, că nu mă tem, zise el, băgând barba în buzunar. Când ni se întoarseră tovarășii acasă, se mirară mult că Micheș mai trăiește. Dar el îi luă la rost. Măi mișeilor, măi babelor, de ce n-ați spus nimic? De aceea aveți voi ciolane tari, ca să vă lăsați zdrobiți de o pocitanie ca asta? Zău că v-aș părăsi bucuros și m-aș duce singur în lume. Nu cumva să faci una ca asta, frate, și nu te mânia, n-avem nicio vină. Când se uita la noi a furisitul cela de om, parcă ne și poruncea să-i împlinim dorințele. Și vrând nevrând am fost nevoit să-l ascultăm. Dar de ce nu l-ai omorât? De ce să-l fi omorât? L-am atins numai întreagă să mă țină minte, ca pe viitor să nu mai glumească așa cu mine. O cunoașteți? Întrebă el apoi pe tovarășii lui, arătându-le barba pe care o ținea cu o mână, iar cu cealaltă o netezea și o mângâia. Deodată se ivi și baba, rugându-l fierbinte să nu mai mângâie barba, că îi pricinuiește o durere îngrozitoare. Dar hâtrul de Micheș chibzui repede să o întrebuințe despre folosul lor. Îmi dai, îți dau, nimic nu-i pe degeaba, răspunse el. Și nu uita, babo, de vrei să nu te mai chinui, trebuie să-mi faci pe plac. Fac tot ce-i în puterea mea. Întâi o să ne slujești la prânz. Pe urmă am să-ți spun ce mai vreau de la tine.
Flăcăii se așezară la masă și baba-i sluji. După ce mâncară, Micheș îi zise: o vrăjitoare ca tine știe fără doar și poate ce se întâmplă în toată lumea. Așa că știi cu siguranță ce s-au făcut fetele împăratului care stăpânește țara vecină. Asta nu știu, voinicule. Las că spui tu îndată, grăi Micheș, pipăindu-și buzunarul după barbă. Ah, nu mă mai chinui, se rugă baba, băgând de seamă mișcarea lui. Fetele împăratului vecin au fost răpite de un zmeu și s-a ascunse aici, sub peștera asta. Și cum se poate ajunge la ele? Vino că ți-arăt eu drumul, răspunse baba ieșind afară. Cuba și Bobeș rămaseră în peșteră. Chiar lângă intrare era o gaură fioroasă, iar drumul în jos trecea pe acolo. Ce crezi tu, baba furisită, că eu pot să mă strecor prin găuri ca un rozător? Fă-mi rost de o funie să cobor pe ea. Baba se furișă în gaură și într-o clipă se înapoie cu o funie. Veniți încoace, neisprăviților, strigă acum Micheș flăcăilor. Dacă nu sunteți buni de nimic altceva, măcar țineți-mi funia să-mi dau drumul pe ea. Ca să se încredințeze dacă gaura, unde era întuneric beznă, duce pe pământ tare, îi aruncă întâi gheoaga și numai după ce o auzi căzând, hotărâ tovarășilor lui să-l tragă în sus când va scutura funia. Se apucă apoi cu mâinile de ea și se lăsă cu avânt în gol. Dar mare-i fumirarea când de jur împrejur se lumină și zări o grădină frumoasă în care se înălța un castel măreț. O întrebă pe babă cine locuiește acolo. Acolo sunt două din fetele împăratului, răspunse ea. Păcat numai că nu o să poți ajunge la ele până nu omori cei doi lei și cei doi balauri care stau de pază la poartă. Ei, las că n-o fi chiar așa de greu. Să nu-ți închipui fârtate că-i treabă ușoară dacă nu-i orbești. Nici gheoaga ta nu le poate face niciun rău. Ține lumânarea asta, du-te și bagă de seamă să nu se stingă. De cum ai să ajungi în fața fiarelor, să spui așa: arzi, luminiță, arzi și orbește ochii răi. Ei au să orbească și abia atunci o să-i poți ucide cu gheoaga. Pe urmă, scoate domnițele, dar ușurel și petăcute, că nu departe de aici doarme zmeul și de te aude cumva e vai și amar de voi. Micheș luă lumânarea de la babă și plecă. Ajungând la castelul unde străjuiau cei doi lei și cei doi balauri cumpliți, cu ochi ce aruncau flăcări, voinicul zise: arzi, luminiță, arzi și orbește ochii răi. În aceeași clipă, ochii sângeroșilor paznici se închiseră, iar el îi omorâ cu gheoaga lui de 70 de ocale. Pe urmă intră fără greutate în castel. Toate încăperile erau minunate, dar în cea mai bogată ședeau pe un scrânciop de mătase două fete care se țineau pe după gât ca doi trandafiri aplecați unul spre altul. Văzând că intră în odaie un tânăr atât de chipeș, crezură că-i un duh bun și-i căzură în genunchi. Nu mă luați așa, le șopti Micheș, veniți repede și petăcute după mine ca să fugim de aici. Vorbele lui sunară ca o muzică dulce în urechile fetelor. Fără să-l mai întrebe nimic, porniră după salvatorul lor. Când ajunseră la flânghie, Micheș le spuse: acum urcați-vă una după alta, iar eu rămân la urmă. Sus așteaptă tovarășii mei. Să nu vă temeți de ei. Când sosesc și eu, plecăm cu toții la părinții voștri. Clătină frânghia și o fată se prinse de ea, apoi feciorii o traseră afară, de asemenea și pe a doua, dar când să se apuce și Micheș de frânghie, baba îl înhăță de mână oprindu-l. Dacă te urci, te paște moartea. Tovarășii tăi vor să-ți dea drumul de la înălțime ca să spargi capul. De nu mă crezi, leagă-ți gheoaga de frânghie și ai să vezi că am spus adevărat. Micheș îi urmă sfatul. Legă gheoaga de funie, dar când se ajungă sus, aproape de margine, ea se prăbuși cu un zgomot asurzitor. Se încredință că bătrâna nu-l mințise și că și-ar fi sfărâmat oasele de s-ar fi lăsat traze înșelătorii lui prieteni. Mai mult decât pierderea libertății, îl amără viclenia tovarășilor săi, cărora le făcuse atâta bine, iar pe deasupra mai scăpase și două fete frumoase redându-le bucuriilor vieții. Dacă vă mai ajung vreodată, ticăloșilor ce sunteți, las că vă plătesc eu vouă cum nici dracu nu s-ar pricepe. Așa le strigă el, amenințându-i cu pumnul și parcă își mai ușură inima. Pe urmă, amintindu-și de babă, se oțărâ la ea. Acum să-mi spui pe unde să ies eu de aici. De aici nu mai poți ieși,
decât dacă mă scap și pe mine. Eu sunt sora cea mai mică a celor două fete pe care le-ai ajutat să fugă. Și de ce n-ai spus nimic până acum? Fiindcă n-am avut voie. Pe mine și pe surorile mele ne-a fermecat un vrăjitor. În ura lui nețărmurită, pe mine m-a prefăcut într-un omuleț urât până s-o găsi cineva să-mi smulgă barba. Numai atunci puteam să ajut la scăparea surorilor mele. Eu însă trebuie să rămân sub chip de babă urâcioasă până ce un voinic va neca în mare zmeul care doarme acolo. Asta poate că nu s-ar fi împlinit niciodată dacă din întâmplare n-ai fi fost nevoit să rămâi tu aici. Milostivește-te dar și de mine și scapă-mă. Dar cum pot să nec în mare asemenea zmeu? Te învăț pe dată. Du-te la castel. Lângă o ușă o să dai de un butoi cu carne. Ridică-l pe umeri, iar în mână ia-ți gheoaga și lumânarea, apoi ascunde-te și așteaptă. Când o să iasă zmeul, întoarce-te și sări în spinarea lui. El se va înălța urlând cu tine în văzduh. Ca să se mai liniștească, dă-i câte o bucată de carne din butoi și tot așa până îi vedea în zare marea. Scoate apoi lumânarea și rostește vorbele știute. Zmeul o să se lase în jos, tu pocnește-l în cap și zăpăcit de lovitură se va neca în mare. De cum va muri, eu îmi voi recăpăta chipul dinainte, iar toate bogățiile ascunse aici în castel vor fi ale mele, fiindcă vrăjitorul nu să mai aibă nicio putere asupra mea. Ca să mă recunoști la întoarcere, uite inelul ăsta, rupe-l în două, ia-ți o jumătate, iar cealaltă jumătate rămâne la mine. Am să-l cred numai pe acela care mi-o aduce jumătatea de inel. Acum pleacă și fă totul așa cum ți-am spus. Micheș luă jumătatea de inel, se despărți de băbuță, se duse în castel și luă butoiul pe care și-l legă de spate. Într-o mână ținea gheoaga, în cealaltă lumânarea și astfel așteptă după un stâlp sosirea zmeului. Nu stătu mult și numai ce iazma se ivi zângănind și urlând cumplit. Când se apropie de stâlp, Micheș îi sări în spinare. Atunci începu să se zbată, dar văzând că nu-și poate trânti călărețul, se înălță cu el în văzduh. Micheș îi dădu o bucată de carne și îl hrăni într-una până ce butoiul maică se goli. Chiar în clipa aceea zări sub ei marea și dădu drumul butoiului gol, strigând vorbele, arzi luminiță, arzi și orbește ochii răi. Apoi îmbie zmeul să se lase în jos că i-a căzut acolo mâncarea. Lacom și orbit de lumina vrăjită, zmeul zbură spre apă, iar Micheș îl lovi atât de puternic în cap cu gheoaga cea grea, încât ameți și se necă. Deodată se ivi o bărcuță. Micheș sări în ea și se îndreptă spre mal. De cum păși pe țărm, bărcuța pieri, iar el apucă pe drumul deasupra căruia zburase cu zmeul. Trecu prin orașe, prin păduri, câmpii și munți, dar nu mai găsi peștera și castelul. Să-l lăsăm acum pe Micheș, să tot umble și să vedem ce au făcut în vremea aceasta Cuba și Bobeș cu domnițele. După ce o urcară pe cea din tâi, o scodiră îndată despre toate și în timp ce o scoteau pe cealaltă, se intereseseră cum să-l ucidă pe Micheș și cum să le amenințe cu moartea pe fetele împăratului, dacă nu-și spune părinților că ei le-au scăpat. Zi și făcut. Ei însă nu știau cu getii băciei trăsese pe sfoară Micheș și credeau că e mort. Domnițele s-ar fi bucurat mult mai tare să-l vadă pe Micheș decât pe tovarășii lui, urâți și grosolani, dar când le amenințară cu moartea dacă scot o vorbă, tăcură chitic. Pe drum își vândură pietrele scumpe care le împodobeau, precum și câteva lucruri de preț, și ajunseseră fără alte peripeții la părinții lor. Bale mai rămăseseră și alte giuvaieruri. Când își văzu fiicele, bucuria împăratului n-a avut margini și îndată îi socoti drept fii pe salvatorii lor. Întrebându-i de Micheș, îi răspunseră că s-a despărțit de el pe drum și poate a plecat să o caute și pe a treia domniță de care nimeni nu știa nimic. Împăratul dorea ca nunta să se serbeze curând, dar fetele nu se învoiră înainte de un an și o zi, așa că se ținu seamă și de dorința lor. Vreme de aproape un an, Micheș cutreieră mare parte din lume. Într-o zi, ajunse pe meleagurile care îi se păreau cunoscute. Obosit, poposi la un han și după ce se ospătă, întrebă după obiceiul său ce mai e nou pe acolo. Nou e că la castelul nostru nu mai umblă stafii, răspunse hangiul. Și unde e castelul ăsta? Cale de o jumătate de ceas de aici. Ce fel de stafii habar n-avem.
dar de mulți ani nu era îngăduit nimănui să intre la castel, că moartea i s-ar fi tras, așa că lumea locolea de departe și cu timpul totul se pustise în jurul lui. De curând s-a răspândit vestea că îl stăpânește o domniță frumoasă la care poate să meargă oricine. Ce s-a întâmplat nu știe nimeni. De atunci se adună acolo popor destul, ea însă e mereu tristă, dusă pe gânduri și nu iese nicăieri. Mulți feciori și-au încercat norocul s-o ceară de nevastă, dar pe niciunul nu l-a vrut. Pe mine o să mă vrea, își zise Micheș, care se gândi numai decât cine putea fi fata. Aruncă într-o cană jumătatea inelului de la bătrânică, turnă vin deasupra și o dădu hangiului zicând: du vinul ăsta frumoasei domnițe și spune-i să bea în sănătatea salvatorului ei. Dacă faci totul întocmai, capeți bacșiș bun. Fără să mai zăbovească, hangiul luă cana și porni la castel. Peste puțin se opri în fața hanului o caretă minunată și din ea coboră o gingașă femeie. Era fosta bătrână și sora celor două fete scăpate. La fundul cănii aduse de hangiu, găsise jumătatea inelului și cu mare bucurie venise în grabă să afle știri despre iubitul ei pe care l-așteptase atât amar de vreme. Și ce fericire pe ea când îl văzu acolo chiar pe el! Micheș era cât pe ce să-și piardă capul de încântare. Când frumoasa fecioară îl salută cu dragoste, binecuvântă în gând răutatea tovarășilor săi de drum și foarte vesel mai să-i sară de gât hangiului. A doua zi se porniră ospețe, iar a treia zi se sărbători nunta la care fu poftit și hangiul. După nuntă, Micheș cu scumpa lui nevastă plecară la părinții ei. Amândoi erau îngrijorați că nu știau ce s-a întâmplat cu celelalte două surori. Soseau tocmai la timp. De cum intrară în orașul de scaun, auziră pe ulițe chiote de bucurie, muzicele cântau, iar tot palatul era împodobit cu flori și îmbrăcat cu stofe purpurii. Întrebând oamenii ce se întâmplă, aflară că împăratul își mărită două fete cu doi voinici care le-au scăpat. Noii căsătoriți se grăbiră spre palat ca să împiedice nedorita nuntă. Când slujitorii îl vestiră împăratului pe Micheș, care și intră pe ușă cu cea mai tânără domniță, părinții și miresele se îngălbeniră de bucurie, iar ginerii de spaimă. Iată, acesta e salvatorul și soțul meu, zise domnița după ce se smulse din brațele părinților și surorilor ei. El e și salvatorul nostru, el și nici de cum acești șarlatani, striga la atunci și celelalte două domnițe, prizând inimă în fața lui Micheș. Toți întoarseră capul, dar ginerii o șterseră. Bănuind de la început ce avea să li se întâmple, încălecaseră pe câte un cal iute și o rupseră la fugă. Nimeni nu-i împiedică, nimeni nu-i urmări și nimănui nu-i păru rău după ei. Deocamdată o ținură numai în ospețe, iar după câtva timp se sărbători și nunta celorlalte două domnițe, care își găsiră mir pe măsura lor. Micheș plecă apoi să-și aducă părinții și împreună cu ei și cu nevastă sa, se întoarseră la castelul domniței, unde trăi mulți ani fericit. Cel din tâi fecior al lui fu alăptat de doică până când putu să ridice gheoaga cea de 70 de ocale, care se păstră drept amintire în sala de arme a împăratului. Zâna pădurii. Batușca era o fetișcană. Maică-sa rămăsese văduvă și n-avea nicio avere, afară de o cocioabă sărăcăcioasă și de două capre. Oricum, Batușca era totdeauna veselă. Din primăvară până în toamnă, păștea caprele lângă o pădurice de meșteceni. De fiecare dată când pornea cu ele, maică-sa îi dădea într-un ștergar o bucată de pâine și un fus, pe care trebuia să-l umple cu fire de in tors. Și, fiindcă n-avea furcă, își învălătucea fuiorul în jurul capului. Batușca lua legăturica de mâncare și pleca voioasă cu caprele, cântând și săltând spre mestecăniș. De cum ajungeau acolo, dobitoacele începeau să pască și Batușca se așeza sub un copac. Trăgea cu stânga firul din fuiorul de pe cap, ca dintr-o furcă, iar cu dreapta învârtea fusul care sfârâia atingând pământul. Torcea și cânta de răsuna pădurea și căprițele pășteau. Către amiază, lăsa fusul jos și, chemându-și căprițele, le dădea câte o bucățică de pâine ca să noia razna. Apoi se repezea în pădure să caute fragi sau alte poame de care erau pe atunci, ca să-și îndulcească pâinea. După ce mânca,
își încrucișa brațele, cânta și juca. Soarele îi zâmbea prin frunzișul des al copacilor și căprițele se odihneau în iarbă, zicându-și: „Măi, că veselă-i ciobănița noastră!" Pe urmă, Patușca se apuca iar de treabă și seara nu se întorcea niciodată acasă cu fusul gol. Într-un rând, pe la prânz, după ce îmbucase ceva, se pregătea să joace. Tocmai atunci răsări ca din pământ o zână minunată. Era înfășurată într-un văl alb, subțire ca o pânză de păianjen, bogatul păr auriu îi ajungea până la brâu și purta pe cap o cunună de flori de câmp. Fetișcana rămase încremenită. Zâna-i zâmbi, grăindu-i cu glas blând: „Batușca, îți place să joci?" Auzindu-o că-i vorbește cu atâta bunăvoință, Batușca-aș veni în fire și îi răspunse: „Ah, toată ziulica aș juca!" „Atunci, hai să jucăm împreună! Am să te învăț și pe tine să joci!" zise zâna și, ridicându-și un pic fusta la șolduri, o cuprinse cu amândouă mâinile și începu să joace cu ea. Îndată răsună deasupra lor o muzică atât de dulce, încât fetei îi sălta inima în piept de bucurie. Pe crengile de mesteacăn se înșirau muzicanți în veșminte deosebite și frumoase, lucind în fel de fel de ape. Era un taraf de muzicanți aleși, care la un semn al zânei se adunaseră la oaltă. Privighetori, ciocârlii, pițigoi, grauri, mierle și sticleți. Obrajii fetișcanei ardeau, ochii îi străluceau și uitase de ini și de capre. Privea doar tovarășa care se învârtea în jurul ei cu mișcări atât de line și de ușoare, ca și cum picioarele ei gingașe nici n-ar fi atins iarba. Jucară de la amiază până seara. Batușca nu se simțea deloc obosită și nici nu dureau picioarele. Deodată, zâna se opri locului, muzica amuți și totul pieri ca prin farmec. Fetișcana se uită în jurul ei. Soarele scăpăta dincolo de păduri și atunci, apucându-se cu mâinile de cap, își dădu seama că n-a turs inul. Se gândi că fusul gol era aruncat prin iarbă. Își scoase fuiorul din jurul capului și îl puse împreună cu fusul în legăturică, apoi chemă caprele și porni spre casă. Pe drum nu mai cânta ca totdeauna, mustrându-se amar că s-a lăsat ademenită de zână. Își zise că de-o mai veni odată, n-are să o mai asculte. Nemai auzind cântec vesel în urma lor, căprițele se întorceau să vadă dacă păstorița mai este acolo. Până și maică-sa se miră și o întreba dacă nu cumva e bolnavă de nu mai cântă. „Nu, mamă, nu mi-e rău, dar mi s-a uscat gâtul de atât a cântat și acum atac”, răspunse ea și se duse să ascundă fusul și inul nedepănat. Știind că mamă sa n-are îndată nevoie de firele de tort, socoti să-și scoată a doua zi paguba în din ajun, așa că nu-i spuse nicio vorbă despre zâna cea frumoasă. A doua zi, Batușca porni ca de obicei cu caprele spre mestecăniș. Pe drum cânta din nou veselă. După ce ajunseră căprițele, începură să pască, iar fata se așeză sub un copac și se apucă să toarcă, tot cântând. Așa mergea treaba mai ușor. Soarele era la amiază. Dădu caprelor o bucățică de pâine și plecă după fragi. La întoarcere îmbucă și ea ceva și vorbi cu animalele. „Vai, dragele mele căprițe, azi n-am voie să joc”, oftă ea. Apoi își strânse firimiturile din poală și le răsfiră pe o piatră pentru păsărele. „Și adică de ce n-ai voie?” răspunse un glas dulce. În clipa aceea, zâna cea frumoasă se ivi înaintea ei, de parcă ar fi picat din cer. Fata se sperie și mai tare decât întâia dată și închise ochii să n-o mai vadă. „Ah, iartă-mă, frumoasă zână, dar nu mai putem juca amândouă, fiindcă iar nu o să am când toarce și o să mă certe mama. Până la sfințitul soarelui, trebuie să-mi scot și paguba de ieri. Vino să joci și ai să vezi că până apune soarele, toate or să fie bune”, zise zâna și, ridicându-și un pic fusta, cuprinse fata de mijloc. Muzicanții din mestecen prinseră a cânta, dănțuitoarele se învârteau ușurel pe iarba moale ca mătasea. Zâna juca tot mai cu înfocare și Batușca nu-și mai lua ochii de la ea. Uitase și de capre și de toate. Deodată, amândouă se opriră și muzica încetă. Soarele a sfințise. Batușca se apucă iar cu mâinile de cap că nu știa unde-i fuiorul de in netors și izbucni în lacrimi.
Zâna pădurii smulse inul de pe cap și, înfășurându-l în jurul unui mesteac în subțire, luă fusul și se puse să toarcă. Fusul sfârâia pe pământ, iar firul creștea văzând cu ochii. Până să coboare zoarele dincolo de pădure, tot inul era tors, ba chiar și cel din ajun. Dând fetei fusul și fuiorul, zâna rosti: dea până și nu spune nimic nimănui. Ține minte vorbele mele, dea până și nu spune nimic nimănui. Apoi pieri de parcă ar fi înghițit-o pământul. Batușca era mulțumită și se gândea pe drum: e așa de bună că de mai vine am să joc din nou cu ea. Și iarăși începu să cânte ca să meargă căprițele mai vesele spre casă. Dar mama ieși înainte încruntată. Peste zi voise să deșire tortul și când colo fusul n-avea mai nimic pe el. Așa că era supărată foc pe fetișcană. Ce-ai făcut ieri de nu ți-ai tors fuiorul? Odojenia. Iartă-mă, mamă dragă, am mai jucat și eu un pic, răspunse Batușca mirată și arătându-i fusul, adăugă: în schimb, azi am tors și pentru ieri. Mama tăcu și se duse să mulgăt caprele. Fata puse fusul cu firele de tort pe pat și vrut să-i povestească întâmplarea. Dar se răzgândi: nu-i spun. Dacă mai vine odată zâna, am să o întreb cine-i și numai pe urmă am să-i povestesc și mamei. Așa socotia și nu scoase o vorbă. A treia zi dimineața, fata mână ca de obicei caprele spre mestecăniș. Îndată se și apucară de păscut, iar Batușca se așeză sub un copac și începu să toarcă cântând. Soarele era la amiază când lăsă fusul în iarbă și dădu animalelor câte o bucățică de pâine. Apoi culese fragi, deci mai astâmpără foamea, adună firmiturile de pâine pentru păsărele și zise cu voioșie: căprițele mele, azi am să joc pentru voi. Săltă încrucișându-și brațele, gata să încerce. Voia să știe dacă poate juca și ea tot atât de bine ca zâna cea frumoasă. Dar în clipa aceea, zâna pădurii se ivi înaintea ei. Jucăm iar împreună, grăi ea zâmbind. O luă apoi iar de mijloc și în sunetele muzicii din mesteceni, amândouă se învârtiră ușor ca fulgii. Batușca uită iar de capre și de fus. Nu o vedea decât pe zâna pădurii, cu trupul ca o nuia de alun, ce se mlădia ușor într-o parte și în alta, și n-auzea decât muzica plăcută după care picioarele îi săltau, de parcă nici n-ar fi atins pământul. Jucară până seara. Atunci muzica amuți și zâna se opri pe loc. Batușca privi în jurul ei și văzând că soarele a trecut de pădure, o podedi plânsul. Apucându-se cu mâinile de cap, se uită la fusul ce rămăsese neisprăvit și se jeluia de frica mamei. Dă-mi legăturica ta, îi zise zâna, să-ți scot paguba de azi. Fata i-o întinse și o clipă zâna se făcu nevăzută. Pe urmă i-o puse în mână hotărându-i: să nu te uiți și în ea, decât numai acasă. Și pieri ca luată de vânt. La început, Batușca se temea să dezlege legăturica, dar pe la jumătatea drumului nu mai avu răbdare, că prea era ușoară ca și cum ar fi fost goală. Voia să se încredințeze că n-a păcălit-o zâna și mult se mai miră văzând că legăturica era plină cu frunze de mesteacăn. Abia atunci izbucni într-un plâns amarnic, mustrându-se că a fost atât de încrezătoare. De necaz, chiar aruncă un pumn de frunze și voia să deșerte toată legăturica. Totuși se răzgândi zicându-și: am să le aștern la căprițe. Așa că le lăsă înăuntru. Parcă se temea să se întoarcă acasă. Căprițele nu-și mai recunoșteau stăpâna. Mama o aștepta în prag, foarte neliniștită. Pentru Dumnezeu, Batușca, ce fel de fus mi-ai adus aseară? Grăi ea îndată. De ce? Întrebă fetișcana cu frică. Azi dimineață, după ce ai plecat, am apucat să depăn. Și depăn eu și depăn, dar fusul rămânea întreg. O fi fost un duh rău care torcea într-una. M-am făcut foc, iar fusul plin cu fire a pierit. De parcă l-ar fi înghițit pământul. Ia spune-mi și mie, ce-i asta? Atunci Batușca ai povestit de zâna cea frumoasă. Era zâna pădurii, strigă mama uimită. Pe la amiază și la miezul nopții, își face ea mendrele. Dacă nu te luam din scurt, nu mi-ai fi spus nimic. Puteam să umplu toată odaia cu fire de tort. În clipa aceea, Batușca și-a mintit de legăturică,
gândindu-se că poate se ascunde ceva sub frunzele de mesteacăn. Scoase fusul și inul netors și mai scotoci odată înăuntru. Ia te uită, mamă!" strigă ea. Mama se uită și ea în legăturică și bătu din palme de uimire. Frunzele de mesteacăn se prefăcuseră în aur. Zână mi-a hotărât să le privesc numai acasă, dar eu n-am ascultat-o, se dojenea singură Batușca. Bine că n-ai zvârlit toată legăturica, își deduc părerea maică-sa. A doua zi dise dimineață se duse să vadă locul unde aruncase fetișcana pumnul de frunze. Pe drum însă erau numai câteva frunze verzi mesteacă. Dar bogăția pe care Batușca o adusese acasă era și așa destul de mare. Mama cumpără o moșie și multe vite. Fata avea rochii frumoase și nu mai era nevoită să meargă cu caprele la păscut. Totuși, orice ar fi făcut, oricât ar fi fost de veselă și de fericită, nimic nu se putea asemui cu jocul ei cu zâna pădurii. Adeseori se ducea la mestecăniș simțindu-se ademenită de locul acela. Mult ar fi dorit să o mai vadă odată pe zâna cea minunată, ea însă nu se mai arătă niciodată. Lebăda. Într-o țară îndepărtată domnea un împărat și avea un fecior bun și tare plăcut, pe care îl iubea ca pe ochii din cap. Dar cu atât mai vârtos nu-l putea suferi împărăteasa, maică-sa vitregă. N-avea copii ca să-l dușmănească din pricina lor, îl ura însă fiindcă ar fi dorit să domnească ea și el era singura ipiedică. În nemărginita lui dragoste, împăratul voia să-i treacă fiului domnia încă de tânăr, dar până la urmă ea nu se învoise. Știind prea bine că nici și retenia, nici viclenia pe care le folosea adeseori față de împărat nu i-ar fi ajutat la nimic, încercă să izbutească prin mijloace mult mai îngrozitoare. Inima ei josnică era în stare de orice. La câteva mile de orașul împărătesc, se lășluia, într-o pădure, o vrăjitoare bătrână venită până hăt departe pentru tainica ei știință. Spre ea se îndreptă împărăteasa. După ce își schimbă hainele, plecă la pădurea unde ședea vrăjitoarea. Când ajunse acolo, zări o peșteră cu intrarea păzită de doi zmei. Văzând-o pe împărăteasă, începură să împroaște foc pe nări și pe ochi, dar ea nu se înspăimântă nici de cum. Și cu glas puternic o strigă pe bătrână în dreptul peșterii. Vrăjitoarea ieși aproape îndată, împreună cu două pisici, două bufnițe și alte jivine ciudate. Ce ai să-mi ceri, împărăteasu? Mirându-se cum de-a cunoscut-o, i-ai zise: am auzit multe despre tine și despre știința ta, de aceea te rog să mă ajuți la o treabă care mă privește de aproape, iar eu te voi răsplăti, împărătește. Dacă ce-mi ceri stă în puterea mea, vreau să-ți fiu pe plac, răspunse bătrâna, nerăbdătoare să-și primească răsplata făgăduită. Văd, urmă împărăteasa, că știi lucrurile cele mai tainice. Așa că nu-i nevoie să-ți mai spun că am un fiu vitreg de o frumusețe neobișnuită, dar pe care nu pot să-l sufăr. M-aș descotorosi cu plăcere de el, că-mi zădărnicește calea spre tron. Dacă ți-e cu putință să-l prefaci în orice fel de animal și să-l izgonești de la curte, îți dau tot ce mi-i cere. Asta-i treabă tare grea, rosti vrăjitoarea după ce chipzuind de lung. Dar am să încerc. Mâine pe la amiază vin la tine la curte. Mulțumită de vorbele acestea, împărăteasa se întoarse acasă. A doua zi, la vremea prânzului, vrăjitoarea, împreună cu toate animalele ce o însoțeau pretutindeni, sosi pe furiș la împărăteasă, care o aștepta cu înfrigurare în odaia ei. Proptindu-se într-un băț răsucit ca un șarpe, bătrâna îi spuse: înainte de toate, am nevoie de câteva fire de păr din capul prințului. Greu lucru, zise împărăteasa, umblând gânditoare prin odaie. Peste puțin se îndreaptă spre grădină, unde prințul obișnuia să se plimbe la amiază. Din întâmplare îl găsi dormind dus sub un copac. Când îl zări, se bucură că va pune mâna atât de repede pe părul de care avea nevoie.
fără să mai zăbovească, se întoarse să-i spună bătrânii, care, cu băgare de seamă, tăie cu foarfece câteva fire de păr din capul prințului adormit. Dar prințul era nespus de frumos, așa că până și inima ei împietrită de vrăjitoare fu cuprinsă de milă și socoti să nu-l nenorocească pe vecie, cum îi poruncise împărăteasa. Întorcându-se la palat, se închise într-o odăiță unde își pregăti vrăjile. Prințul dormea liniștit. Visa că se apropie de el o bătrână urăcioasă care îl atingea cu un băț negru, rostind: prefăte într-o frumoasă lebădă albă cu inimă de om. Cântecul să-ți fie atât de dulce și de duios încât cine te-o auzi să te îndrăgească. Dacă sub învățișarea aceasta câștigi iubirea celei mai frumoase domnițe, care pentru tine să respingă un prinț puternic, dorind să te ia de soț, atunci vei fi izbăvit. Iar aceea din pricina căreia ai fost vrăjit se va preface totodată într-un păianj înscârbos. Speriat de visul acela groaznic, prințul se frecă la ochi să se trezească din somn. Dar deșteptându-se cu adevărat, se înspăimântă cumplit, văzând că a fost prefăcut într-o lebădă și că plutește pe un lac. Începu atunci să plângă. Plânsul lui era însă ca un cântec atât de jalnic încât toți cei din palat alergară să-l audă. Veni chiar împăratul și cu inima îndurerată ascultă cântecul lebedei. Cum ar fi putut bărni sărmanul că însuși fiul său iubit era cântărețul? Prințul vrăjit se despărți de tatăl său, înotând mai departe, fără să știe încotro să apuce, dar nici nu mai putea rămâne acasă. În răstimp, împăratul își căuta zadarnic feciorul. Nu-l găsi nicăieri și ce jale, ce debocete în toată împărăția! Până la urmă se gândi să o întrebe pe vrăjitoare dacă nu știe ce i s-a făcut fiul. Bătrâna-i spuse adevărul, ascunzându-i însă că ea și împărăteasa sunt vinovatele. Se căină împăratul și nu mai vrut să-și părăsească hainele cernite până ce feciorul lui va fi mântuit. Lebăda pluti mereu tot mai departe și ajunse la un râu mare, unde văzu sumedenie de păsări care își povesteau pe unde au mai călătorit și ce au văzut pe acolo. Își aminti atunci că baba-i vorbise în vis despre o domniță care, de la rândrăgi și l-ar lua de soț, va fi mântuit. Se gândi dar să caute fecioara cea mai frumoasă din lume. Amestecându-se printre păsări, le întrebă dacă nu cumva știe vreuna o astfel de domniță. Nu află însă nimic sigur. De bună seamă cunoșteau ele domnițe frumoase, dar niciuna nu putea fi socotită de cea mai frumoasă din lume. Porni mai departe până ajunse la mare. Acolo zburătăceau puzderie de rândunele și o întrebă pe una dacă n-are vreo veste despre fecioara pe care o căuta. Am auzit de o fecioară, Ciripia, care e cea mai frumoasă din toată lumea, dar nu știu pe ce meleaguri o fi trăind. Las că-ți spun eu, iar dacă vrei, te și duc la ea, gânguri un porumbel sălbatic amestecându-se în vorbă. O cunosc pe frumoasa domniță, că am fost uneori pe acolo și din mâinile ei am ciugulit cea mai bună hrană. Hai să-ți arăt drumul spre ea. Lebăda se bucură nespus că află unde-i fecioara care ar putea să o mântuie. Porumbelul cenușiu se ridică în văzduh și zbură peste mare, călăuzind lebăda. Trecu vreme îndelungată până să ajungă la țara împăratului, tatăl frumoasei domnițe. Într-o bună dimineață, porumbelul bătu voios din aripi, zărind palatul împărătesc. Iaca, aici e! În grădină e un lac unde se adună păsăretul de apă. Acolo ne îndreptăm și noi spre copacii aceia frumoși. După amiază va veni domnița să ne aducă de mâncare în mânuțele ei albe. Haidem în grădină să o așteptăm. Zi și făcut. Plutind pe întinderea de cristal a lacului, lebăda împărătească începu să cânte. Lida, fata împăratului, tocmai privea pe geam. Ce glas frumos și trist e acesta, își zise ea. Cine cântă atât de minunat? Atunci porumbelul zbură spre fereastră și atinse cu ciocul umărul gânditoarei domnițe. Ia te uită! De unde ai răsărit iar la noi? Ți-e foame?
și vrut să-l hrănească, dar porumbelul zbură tot mai departe, ca și cum ar fi îmbiat-o să-l urmeze în grădină până la lac. Ah, ce frumoasă lebădă! Strigă ea uimită și, părăsind porumbelul, alergă să-i dea boabe dulci. Prințul rămase uluit de frumusețea fetei și simți cum îi bate inima sub penele albe ca zăpada. Cu toate că nu era de prins cu asemenea hrană, din mâinile ei însă ar fi primit orice. Cântă, frumoasă lebădă, mai cântă, zicea Lida. Și cântărețul nu așteptă să-l roage. Ridicându-și spre ea privirea adâncă și caldă, cântă atât de duios încât Lida simți ceva ciudat în inimă. Nu-i venea să creadă că-i glas de pasăre. Veni și împăratul și se minună și el de cântecul acesta atât de frumos. Din clipa aceea, domnița sta cu nespusă plăcere mai mult lângă lac, petrecându-și timpul cu lebăda, iar prințul și îndrăgostitul cântăreț nu se lăsa mângâiat decât de ea și nu cânta nimănui decât numai ei. Dar când ieșea din apă și se așeza la picioarele, ba chiar și în poala domniței, sărutându-i gura trandafirie și mâinile albe cu ciocul roșu, Lida dorea ca lebăda să nu mai fie lebădă. Prințul rămase astfel multă vreme pe insula aceea frumoasă. Într-o zi, Lida veni să-i se plângă. Cântă, cântărențule, cântă ca să-mi alin chinul din inimă. Gândește-te că trebuie să mă mărit cu un prinț pe care nu-l iubesc. Prințul nostru se sperie grozav și în cântecul lui trist își spuse toată durerea. În urma Lidei veni și logodnicul ei, un prinț mândru și bogat. De cum îl zări, lebăda vrăjită începu să țipe atât de ciudat și de deznădăjduit, încât prințul își astupă urechile, fugind numai decât. Dar Lida-i mulțumit din suflet. În amurg, domnița ședea la fereastră, cumpănind cum să scape de mirele pe care îl iubea. A doua zi avea să fie nunta și părăsea pentru totdeauna palatul părintesc. Din gândurile triste, o smulse porumbelul cenușiu, bătând-o tare cu ciocul pe umeri. Îți dau un sfat bun, gânguri el. Mâine alegeți-l de soț pe cântărețul alb. N-o să-ți pară rău și mântuiești un prinț frumos. Și porumbelul zbură. Lida nu-și mai venea în fire de mirare. Auzi iar cântecul dureros al lebedei și simți în sufletul ei că nu putea să fie o pasăre lipsită de înțelegere. Mai liniștită se culcă. Dar lebăda plânse toată noaptea că se apropia sorocul când se hotăra mântuirea. Dacă domnița se mărita cu prințul, își zicea, departe de ea și sub chipul acela, viața i-ar fi îngrozitoare și ar muri. De cum se lumină de ziua, în tot palatul se iscă mare zarvă și alergătură. Soseau oaspeții și se isprăveau pregătirile de nuntă. Numai domnița n-avea grijă asta acum, că știa ce are de făcut. La ceasul când aștepta în rochie albă de mireasă, împodobită cu pietre scumpe și cu mărgăritare, intrară tatăl și cu mirele ei, înveșmântați de asemenea numai în aur și în argint, s-o ducă în sala cea mare. Nu aici, rostia când s-ajungă. Haidem spre lac și acolo am să vă spun ce am hotărât. Ca să intre în voie, porniră cu toții spre lacul din grădină. Lebăda se sperie, crezând că Lida vine să-și ia rămas bun. Dar ea zise, tată, nu pot să mă mărit cu mirele pe care mi l-ai hărăzit și dacă rămâi neclintit, mai bine mă despart de tine. Îngăduiem să iau pasărea aceasta locul unde voi pleca și cântărețul alb să-mi fie logodnic. Împăratul socoti că fiică-sa și-a pierdut mințile. Ea însă chemă pasărea și o strânse în brațe. Tu ești mirele și viitorul meu soț! Abia rostise vorbele acestea că un tânăr frumos o strângea la piept, iar în locul ciocului roșu al lepedei o sărutau acum buzele lui trandafirii. Toți încremeniră. În adâncul sufletului ei, Lida mulțumi fierbinte porumbelului pentru sfatul cel bun. Desprinzându-se din brațele domniței, prințul se apropie de împărat și îi povesti tot ce i s-a întâmplat. Deși fusese martor la minune, împăratul nu voia să-l creadă.
Dar când fiica s-a rugat fierbinte, iar prințul îl asigură că rămâne zălog până va trimite la tatăl său, în sfârșit se voi. Mirele respins nu mai zăbovi și plecă îndată. Nunta tinerilor îndrăgostiți se sărbători cu măreție și vâlvă. Noaptea, când prințul se întoarse în odaia lui, zări porumbelul pe prichiciul ferestrei. Păsărică bună, îi zise el, numai ție trebuie să-ți mulțumesc pentru toate. Spune-mi cine ești. Văd bine că nu semeni cu celelalte păsări și vreau să te răsplătesc. Dragul meu, eu am fost în slujba bunicului tău, răspunse porumbelul. După ce a murit el, m-am dus la un vrăjitor care mi-a dat pe fiică sa de nevastă și m-a învățat și meșteșugul său. N-am putut să-ți uit neamul, așa că după moartea lui m-am așezat lângă orașul unde stăpânea tatăl tău. Te vedeam adesea și multe nenorocire am înlăturat din preajma ta. Pe cea din urmă însă n-am putut să o împiedic, fiindcă nu mai era în puterea mea. Dar când bătrâna vrăjitoare, înduioșată de frumusețea ta, a lăsat o portiță de scăpare pentru mântuirea ta, m-am grăbit să te ajut. Maică ta vitregă s-a prefăcut într-un băianjen și cum te va vedea pe tron, va plesni de mânie. I-am povestit tatălui tău tot ce s-a întâmplat cu tine, iar el a și pornit la drum să te întâmpine. Eu nu mai am pe nimeni în lume și nici nu o să mai trăiesc mult, așa că nu mai trebuie nicio răsplată. Înainte ca prințul să se dezmeticească, porumbelul zburase. A doua zi, tinerii căsătoriți se despărțiră de tatăl fetei și plecară spre tatăl prințului. La jumătatea drumului se întâlniră cu împăratul, care își îmbrățișă cu mare bucurie fiul și nora. Îndată ce ajunseră acasă, prințul fu ales împărat, iar cu maică sa vitregă se întâmplă în tocmai cum spusese porumbelul. Când prințul se prefăcuse iar în om, ea fusese prefăcută într-un păianjen îngrozitor, care plesni la alegerea noului împărat. Tânărul împărat trimise veste socrului său să vină și când sosi, se ținură lanț ospețele vesele și răsunătoare, la care împăratul hotărâ ca în toată împărăția să nu se mai omoare niciun porumbel, drept recunoștință a mântuirii lui. Pe lacul din grădina palatului se țineau ca amintire multe lebede, pe care le hrănea chiar împărăteasa cu mâna ei. Niciuna însă nu cânta așa de frumos ca prințul vrăjit. Flămânzilă și domnița Milina. Era odată un om nu prea bogat și care n-avea copii. Adeseori zicea nevestesii: de ne-ar da Dumnezeu și nouă măcar un copil, să am și eu pe ce pune ochii și cui lăsa bruma asta de avere. Nici nu știu pentru cine muncesc. Și domnul îi ascultă ruga. Nevasta-i născu un băiat. După 3 zile nu mai putu să-l alăpteze și fu nevoită să-i dea griji cu lapte. Femeia nu știa ce să-i mai facă. Izbuti să-l potolească tăindu-i o felie de pâine, dar cât ai clipi, nu-i mai rămase nicio firimitură din ea. De atunci îl hrăniră cu de toate și băiatul creștea văzând cu ochii. Ce mâncau părinții, mânca și el, așa că-i ziseră flămânzilă. Și porecla-i rămase pe toată viața. Creștea de la o zi la alta, mălaiul însă din hambar se împuțina mereu. Mama nu făcea nimic altceva decât gătea la plită pentru frămânzilă. Părinții erau abătuți și de multe ori tatăl se tânguia. Nevastă, băiatul, lăsă-i pedeapsa lui Dumnezeu! Dacă mai stă multă vreme acasă, rămânem săraci lipiți pământului. Și adică de ce să stea acasă? Întrebă femeia. Îl trimitem să slujească. E puternic de îndoaie stejarii, n-are decât să-și pregătească de drum. Așa-i bătea în strună bărbatului. Când flămânzilă împlini 12 ani, era înalt cât taicăsul și smulgea ca o nimica toată brazii cu rădăcină cu tot, ca pe niște buruieni. Îl trimiseră dar să se tocmească. Flămânzilă plecă și încercă să găsească o casă mai arătoasă, că într-una mai mică se temea să nu rabde de foame. Zări o moară și se îndreptă cu nădejde într-acolo. Morarul tocmai stătea la intrare. Bună vremea, bade, îi zise flămânzilă. Bună să-ți fie inima, băiete! Ce poftești de la mine? Îl întrebă morarul. Vreau să aflu dacă n-ai cumva nevoie de o slugă. Să știi că mănânc cât 10, dar și muncesc cât 10. De alegurii avem berechet, slavă Domnului, și dacă lucrezi după cum te lauzi, nu mă uit la o bucătură mai mult.
răspunse morarul râzând. Flămânzile rămase deci să-l slujească. Dis de dimineață, stăpânul porunci noului său slujitor să înhame caii și să ia cele trebuitoare ca să se ducă la pădure să taie lemn. Iar neveste se-i spuse să pregătească masa pentru încă 6 oameni. Când ajunse la căruță, morarul văzu că nu erau în ea nici secure, nici topor și nici celelalte unelte de care aveau nevoie. Întrebându-l pe flămânzile de ce nu le ia, băiatul îl liniști. Lasă, stăpâne, și vino că nu-i nevoie de nimic. Uneltele acelea sunt prea slabe pentru mine. Morarul nu știa ce să mai creadă. Se sui totuși în căruță și porniră spre pădure. Abia acolo a avut de ce să se minuneze. Flămânziră, topora copacii, îndoia ca pe surcele, le rupea crengile și arunca în căruță de parcă ar fi fost bețișoare. Asta-i plăcut tare mult morarului și se gândi că pe un argat ca ăsta nu o să-l lase să plece cu una-două. Se întoarseră acasă. Flămânziră descărcă lemnele și se așezară la masă. Morărița se uita unde mai sunt ceilalți 6 oameni, dar nevăzându-l decât pe argat, își întrebă bărbatul. Abia atunci îi povesti el ce fel de slujitor are. Morărița nu mai zise nimic și întâi argatului îi dădu de mâncare. După ce înfulecă tot ce gătise ea pentru 6 oameni, morarul îl întrebă. Ei bine, băiete, te-ai săturat? Așa o leacă, dar tot mi-e foame, că aș putea mânca și un bou, răspunse flămânzile trăgând cu coada ochiului spre cuptor, unde era un blid mare cu alivenci, cu o geamite pâine și altă bucată de pâine cu magiun. Dacă tot e foame, apoi mănâncă și ce vezi acolo în cuptor. Nevasta o să facă altele. Și morarul îi arătă alivencile. Flămânzilă n-așteptă să-i spună de 2 ori. Se repezi la blid și cât ai clipi nu mai rămase nici urmă de alivenci, iar pâinea cu magiun pierise odată cu ele. Abia atunci zise că s-a săturat. Morărița își frângea mâinile din pricina mâncăului. Să fi fost după ea, l-ar fi alungat chiar atunci. Dar morarul socotea că dacă muncește cât 10, trebuie să și mănânce cât 10. El era stăpânul și nu se lăsă. Așa că până la urmă, femeia n-a avut încotro și tăcu. Abia după o vreme, morărița a început iarăși să bombăne, desigur întâi cu băgare de seamă și pe nesimțite. Morarul era mulțumit de flămânzilă și nu l-ar fi lăsat să plece nici în ruptul capului. Oricum, de atâta cicălea la femeii și fiind mereu întărâtat, se mânie și îl dădu afară. Băiatul îi mulțumi și porni mai departe. Era însă tare amărât că doar la moare îi mersese destul de bine. Tot umblând el așa, își zicea, unde oare să mă duc eu ca să-mi dea de mâncare de ajuns? Vin la mine și ți-o-i da să-ți umpli bărdăhanul, auzi flămânzilă un glas în spatele lui. Se întoarse și nu se dumeri cine-i. Cine ești? Întrebă el curios, fiindcă nu mai auzise de draci și nu știa cum arătau, așa că nu-l recunoscu. Eu sunt Aghiuță și dacă nu ți-e frică, vin o să mă slujești. Muncă puțină, o să ai tot ce trebuie și simbrie bună. La tine sau la altul mi-e tot una. De muncă nu mă tem. Dacă mănânc bine, îți mulțumit cu cât mi-i da. După ce flămânzilă se hotărâ să intre slugă la iad, Aghiuță îl luă în spinare, zbură cu el prin văzduh și îl lăsă în mijlocul unei săli mari unde fierbeau 3 cazane. Să întețești focul sub cazanele acestea. N-ai altă treabă, zise Aghiuță. Dacă mă slujești cu credință 7 ani de zile, am să-ți dau ce-i vrea. Dar să știi că nu ți-e îngăduit să te uiți în cazane. N-avea grijă cam să fac totul cum trebuie, răspunse flămânzilă și începu îndată să întețească focul. Aghiuță plecă și într-o clipă câțiva drăgușori aduseră o tavă încărcată cu mâncăruri așa de gustoase, cum nu mai mâncase el niciodată, ba chiar și bardace cu vin bun. Se gândi că de-o fi tot așa înainte, apoi nu o să se mai urnească nici când de acolo. Și așa a fost într-una. Mâncare pe alese, băutură de asemenea, muncă puțină. Nu-i dar de mirare că flămânzilă cu puterea lui cutremura uneori tot iadul. Slujea acum de multă vreme, dar nu știa de câți ani anume, că acolo nu se măsoară timpul. Nu-i trecuse însă niciodată prin minte să se uite în cazane, cu toate că adeseori cât întețea focul, auzea voicăreli și gemete.
Într-o zi, veni iarăși aghiuță și flămânzilă-l și întrebă cât mai are până se împlinesc 7 ani. Mâine se împlinesc 7 ani de când ești la mine. Dar credeam că o să mai rămâi încă 7. Uite ce, stăpâne! Eu aș mai rămâne dacă ar fi ceva mai multă treabă sau de aș putea măcar să mă mișc o leacă. Cu mâncare bună și băuturică te lenevești și îți vine să te apuce tot felul de drăcii. Asta nu-i de mine. N-am ce-ți face. Dacă nu ești mulțumit, întoarce-te înapoi în lume. Și aghiuță plecă, iar flămânzile tot întețin focul, auzi deodată un oftat jalnic de care îi se strânse inima. Neputindu-se stăpâni, ridică puțin tel capacul și se uită înăuntru să vadă cine oftează. Nu văzu nimic, dar auzi un glas dureros. Haide, rogu-te, dă-mi drumul din cazan, sunt un suflet nenorocit și am să te răsplătesc așa cum se cuvine. Flămânzile ridică atunci capacul. O porumbiță albă zbură afară și, așezându-se pe umărul lui, zise: Ei, acum, drept răsplată, să-ți dau un sfat bun. Mâine, când te-o întreba aghiuță ce plată ceri, fiindcă l-ai slujit, să-i spui că nu vrei nimic altceva decât haina cea veche cu 2 buzunare, care e aninată acolo într-un cui. El n-are să vrea să-ți o dea, dar tu să nu iei altceva și să nu te lași, că nu o să-ți pară rău. Toate bune și-ți mulțumesc pentru sfat. Dar ce o să se întâmple când s-o uită aghiuță în cazan și nu o să te mai vadă? Drept răsplată o să-mi dea o chelfăneală zdravănă. Cât o să mai fie aici, n-are să se uite în cazan, iar când te afla pe celălaltă râm, n-o să mai aibă nicio putere asupra ta. Nu-ți fie frică și rămâi cu bine. Stai un pic, porumbițo, mai zise flămânzilă. Spune-mi ce-i în celelalte 2 cazane. Într-unul sunt inimile împietrite, iar în celălalt cele trufașe, răspunse porumbița și pieri. Flămânzilă înteții focul sub cazanul gol, ca și cum ar mai fi fost plin. A doua zi, când veni aghiuță și îl întrebă ca de obicei dacă s-a uitat în cazane, flămânzilă îi răspunse că nu. Văzând că flămânzilă vrea cu tot din adinsul să se întoarcă acasă, diavolul îl mai întrebă ce plată îi cere. Nu-ți cer decât haina cea veche și peticită, aninată în cuiul de acolo. Ce ai să faci cu o vechitură ca asta? Las-o acolo, mai bine îți dau bani cât vrei, răspunse aghiuță, fiindcă nu voia nici în ruptul capului să-i dea haina. Dar flămânzile o ținea una și bună că haina îi se cuvine, pentru că l-a slujit cu credință și doar i-a făgăduit orice răsplată o să dorească. Aghiuță n-a avut încotro și, cu mare părere de rău, fu nevoit să-i ducă haina cu 2 buzunare. Și fiindcă cei drept mai slujit cu credință, să-ți spun și la ce-i bună haina asta. De câte ori ai să bagi mâna în buzunarul drept, fie chiar și de 1000 de ori pe zi, spunându-i să se umple cu galbeni, se va umple pe loc. Iar de câte ori ai să vâri mâna în buzunarul stâng, spunându-i să se umple cu tale, se va umple și el. Ai bună răsplată pentru cei 7 ani. Prea bine, mărinimia ta, că doar de aceea am slujit eu un iad, răspunse flămânzilă. Își puse haina și se agăță de gâtul lui aghiuță, care lăsă tot în locul de unde luase. Aghiuță pieri și flămânzile o luă drept spre casă. Părinții lui mai trăiau, dar o duceau tare greu. Se gândiseră adesea la el, întrebându-se pe unde o mai fi hoinărind și dacă n-o fi murit cumva de foame. Când colo, aghiuță le aduse un om negru la față, cu părul vâlvoi, cu pantaloni scurți, iminei scorojiți în picioare și cu o haină numai petice și cu 100 cavai de lume. Abia-l mai recunoscură. Parcă ești un cerșetor, îl primi taicăsu. Așa te întorci de unde-i slujit? Mi-e groază să mă uit la tine, piei din ochii mei. Nu te supăra, tată, cu apă și săpun se îndreaptă toate. Dar înainte de orice, ia privește aici. Și băgând mâna în buzunarul din dreapta, se gândi să se umple, iar după o clipă aruncă pe masă un punct de galbeni care zornăiau. Tatăl holbă ochii mai să-i se taie răsuflarea. Îndată necazurile și sărăcia o șterseră din bordeiul părintesc și în locul lor se așeză fericirea și bucuria. A doua zi, flămânzilă dărâmă el singur cocioaba cea veche și ridică un palat de toată frumusețea. Pe urmă dădu sfoară în țară să afle toți meșteșugarii sărmani, toți țăranii și cerșetorii până hăt departe și să vină la el că îi scapă de nevoi. Vă puteți închipui cum se îmbulzea lumea.
Pare să că pe atunci nu erau multe orașe, nici sate, ci doar păduri mari, pășuni, lungi și locuri de arătură. Și tocmai pe acestea le folosi Flămânzilă. Dădu fiecărui țăran bani cât să-și poată dura o gospodărie și arătă bucata de pământ pe care s-o lucreze. Meșteșugarii primiră locuri de casă mai aproape de palatul lui Flămânzilă. Pentru cerșetorii care nu puteau să muncească, înălță o casă nouă. Când totul fu gata, îi chemă să locuiască acolo. La clădirile acestea era nevoie de mulți oameni, că de atâta amar de vreme nu se mai ridicaseră asemenea case minunate. Venea acolo norod mult să muncească. Boier Flămânzilă nu făcea nimic altceva decât mânca și bea, iar după ce se ospăta, scotea din buzunare bani pentru săraci. Cu toate că acum se spăla și se pieptăna, era totuși urât. Dar oamenii îl iubeau și când venea să vadă cum îl duc, i-ar fi sărutat mâinile și picioarele de recunoștință. Taică-su însă clătina din cap la isprăvile feciorului și spunea: „Măi, băiete, nu știu zău cum te-ai descurca, dar când o afla împăratul de toate, o să fie rău de noi.” N-avea nicio grijă, împăratul nu poate decât să se bucure că l-ajut unde singur nu mai scoate la capăt. De altminte, fie ce-o fi, chiar dacă nu-i place, tot nu mă tem de el. Fiecare caută să-și ridice casa cât mai repede și să-și încropească cele trebuitoare. Fără ca Flămânzilă să-și dea seama, palatul lui se înconjura cu căsuțe vesele. Tocmai de departe se zăreau gospodăriile așezate frumos la rând și ogoarele arate cu grijă. Flămânzilă se bucură și porunci ca locului să-i se zică dărnicia, poate fiindcă toate casele se făcură din dărnicie. Se întâmplă însă așa cum presimțise bătrânul. Auzind de toate, împăratul se supără grozav că un supus de-al său a îndrăznit să-i împartă pământurile fără să-l întrebe și pe el. Trimise dar împotriva lui un regiment întreg. Pe când ostașii erau încă departe, Flămânzilă prinse de veste și porunci să se pregătească un ospăț îmbelșugat pentru căpetenii și soldați. Pe urmă ieși să-i întâmpine și îi pofti la ospăț. Câtă vreme rămaseră la palatul său, fiecare dintre ei primi câte un taler pe zi, iar mâncare și băutură cât îi pofti inima. Se bucurară cu toții, mai ales că împăratul îi plătea pe spongi. Așa că, de bună voie, trecură de partea lui Flămânzilă. Își ridicară corturile pe miriștile din jurul palatului, dar nici pomeneală să se pregătească de luptă. Toată ziua răsunau cântece și muzici, iar la palat ofițerii împăratului beau în cinstea gazdei. Mai mult decât orice îi bucura ducatul de sub farfurioara fiecăruia la masă. Când află împăratul de trădarea ustașilor săi, se supără și mai tare și trimise încă două regimente. Dar ce rost avea ca pentru o simbrie așa de mică să se bată cu un boier atât de darnic și la care le mergea tuturor așa de bine? Nici ei nu voiră să lupte și urmară pilda celorlalți. Neștiind ce să mai facă, împăratul se hotărâ să se ducă el însuși la vrăjitorul acela și să se împace cu el. De cum auzi Flămânzilă că vine împăratul, porunci pe dată să se pregătească un ospăț și mai bogat. Ieși să-l întâmpine și cu multă plecăciune îl pofti la el. Atunci văzu împăratul ce puternic și ce bogat e Flămânzilă, dacă poate să arunce în fiecare zi atâta bănet. Văzu de asemenea ce mult îl iubesc toți. Ostași, țărani și meșteșugari, și ce greu s-ar despărți de el. Dându-și seama că i-ar veni ușor să ia chiar și împărăția, se gândi să-i dea fata de nevastă. Așa scapă de nevoi și-și ridică țara. Zi și făcut. Îi făgădui împărăția și singura lui copilă de soție. Pentru Flămânzilă nici nu se putea ceva mai bine. Peste puțin porni cu împăratul să-și vadă logodnica. Îmbrăcat în haina lui ponosită, se sui în caretă, îndreptându-se amândoi spre orașul unde sălășluia împăratul. Ostașii încărcați cu daruri se întorceau și ei la casele lor. Domnița Milina era frumoasă ca o floare și avea să ia un bărbat bun, dar urât. Tocmai de aceea se temea împăratul că nu se îi se împlinească dorința. Și poate că așa s-ar fi întâmplat dacă Milina n-ar fi fost atât de blândă și nu și-ar fi iubit tatăl din toată inima. Îndată ce auzi că-l paște o primejdie, nu mai șezu la gânduri și primi să-l ia pe Flămânzilă de bărbat. Cu lacrimi în ochi și tremurând, întinse mâna mirelui, dar nu-și luă cuvântul înapoi. Lui Flămânzilă-i plăcu domnița,
Vedea însă bine că el nu se potrivește cu frumusețea ei și se mâhnia amarnic. A doua zi își lua rămas bun de la împărat și de la domniță, spunându-le că trebuie să pregătească cele trebuitoare pentru nuntă. Apoi se întoarse amărât acasă. Ei, cum îți place mireasa? Îl întrebară părinții. E frumoasă ca o floare și îmi place mult, dar eu nu îi plac ei. Dacă nu vrei să mă asculți și pe mine, se mânie mama. Doar ți-am spus de atâtea ori să-ți lepezi haina asta de cerșetor. Cum gândești să placi cu ea unei fete atât de alese? Haina face pe om, glăsuiește o zicală din bătrân. Și tu i-ai plăcea dacă te-ai mai dighisi puțin. Lăsați-mi haina asta, fără ea n-ar mai fi nimic din toate câte sunt aici. Nu-mi ia haina din frumusețe. Ai dreptate, băiete, zise tatăl, bine încredințat că fiul său a căpătat haina cea peticită de la cine știe ce vrăjitor. N-avea nicio grijă că femeia e tare schimbătoare. Flămânzi-le în cuvință din cap. Toată ziua rămase pe gânduri și când maică s-a-l chemă la masă, îi răspunse că nu-i e foame. Nu știu, zău, ce-i cu băiatul nostru. Nu-mi place cum arată. Se jelui bărbatului femeia oarecum speriată. Își dădea și ea seama că i-a mărât rău. Ei, lasă-l și tu în apele lui, o liniști omul destul de îngrijorat și el. Are să mănânce el când sunt surat. Flămânzile sta toată ziulica la geam în odaia lui. Nu se mai îngrijea de nimic, cu gândul numai la Milina care îi căzuse cu tronc. Și-ar fi dat jos bucuros haina cea porosită pentru un pic de frumusețe. Deodată simți că-l pișcă ceva de mână. Întorcându-și privirea, a văzut lângă el o porumbiță albă. Eu sunt sufletul pe care l-ai slobozit din focul iadului. Domnul m-a trimis să-ți spun că-ți îndeplinește ruga, fiindcă ești bun cu săracii. De acum înainte vei avea un chip frumos și o frățișare mândră și plăcută. Fii totdeauna bun cu oamenii și nu-l uita pe Dumnezeu. Pe urmă, porumbița se făcu nevăzută. Flămânzile sări în sus de bucurie și se repezi îndată la oglindă. Chipul lui urât se făcuse frumos. Din fericire începu să cânte și să joace prin casă. Auzindu-l, părinții crezură că și-a pierdut mințele și alergală la el, tremurând de spaimă. Dar nu-l mai recunoscură până nu-i auziră glasul. Toți ceilalți nu mai puteau de bucurie. A doua zi, Flămânzile porunci să-i se facă 10 lăzi ferecate. Când fură gata, le aduse în odăița unde dormea de obicei, încuie ușa, apoi vârându-și mâinile în buzunare, începu să arunce în ele galbeni și taleri. Se opri numai când lăzile se umplură ochii de bani. Atunci deschise fereastra și scoase haina și, sfârlindu-o afară, strigă din răsputeri. Ia-ți răsplata înapoi că nu mai trebuie! Aghiuță își luă haina, vârâ capul pe geam și se stropși la el. Păzia să nu ne cazi în mână! Eu tot cred că o să te înșfăcăm noi, fiindcă ți-ai bătut joc de banii noștri. Cât o mai fi iadul iad, nu mai iau în slujba lui un coțcar ca tine. Flămânzile pufni în râs și pofti diavolului călătorie sprâncenat. Pe urmă încărcă lăzile cu galbeni într-un car, cumpără juvaieruri scumpe pentru mireasă și haine pentru el. Se îmbrăcă frumos și porni cu părinții la nuntă. Ce se mai luminară ochii visătorei miresei când în locul mirelui urât îmbrățișă un tânăr atât de mândru. Împăratul era mulțumit de ginere și de bogăția lui. Îndată îl lăsă în locul său. Dacă noul împărat făcuse și înainte mult bine săracilor, apoi de acum înainte făcu și mai mult. Iar Aghiuță nu se alese cu nimic în schimbul banilor și rămase păcălit. Domnița Răpoaică. La marginea mării trăia odată un pescar nevoiaș. O cocioabă, o bărcuță și câteva plase erau singura lui avere. Cu toată sărăcia, se înțelegea bine cu nevastă sa. Nu mai dorea decât să-i dea Dumnezeu un copil, că încă n-avea până atunci. Într-o zi, porunci împăratul, că el aducea pește la bucătăria împărătească, să prindă repede cât mai mulți pești și încă din acei mari pentru oaspeții care urmau să vină la curte. Dacă îi dă zor, va primi o răsplată bună, iar de nu, va fi pedepsit. Știind că împăratul se ține de cuvânt, pescarul nu mai zăbovi. Își luă plasa, sări în barcă și porni în largul mării.
pescuia de câteva ceasuri și încă nu trăsese nicio plasă plină, ci doar câțiva peștișori. Tare necăjit, îi aruncă și pe aceștia în mare, nevoie să-i păstreze nici chiar pentru el. Începea să-i fie frică. Seara se lăsa peste apă și nu pescuise nici măcar un pește mare. Și totuși roiau în jurul lui, ca și cum i-ar fi făcut în ciudă. Îndată ce arunca plasa, îi și zărea notând pe toți tocmai în partea cealaltă. Parcă sunteți vrăjiți, zise pescarul aproape plângând de necaz după ce mai scoase o plasă goală. Pescuiesc de ani de zile și niciodată nu mi s-a întâmplat așa ceva. Ce să mă fac? Nădăjduiam să câștig și eu un ban, dar după cum văd, o să mă aleg numai cu cine știe ce pedeapsă. O mână de ajutor, prietene, grăi cineva din spatele lui și când pescarul se întoarse îngrozit, văzu în barcă un arap negru din cap până în picioare. I se tăie răsuflarea și un fior de gheață îi trecu prin tot trupul, privind omul care parcă îi picase din cer. De ce ți-e frică de mine? Întrebă el, băgând de seamă spaima pescarului. Nu-ți fac nimic! Am venit să te ajut, numai dacă te învoiești la ce ți-o-i cere. Pescarul îl lua drept un duh rău, dar văzându-l în toane bune, se bucură și făgădui tot ce-i va sta în putință dacă îl ajută. Bine, răspunse arapul. Într-o clipă o să ai peștii cei mai mari și mai gustoși. Câți poți încăpea în barcă, de-mi dai ce nu știi că ai acasă. Îți dau cu plăcere, se învoi pescarul fără să mai stea la gânduri, că doar avea unelte puține și le știa pe toate. Mă întorc peste 14 ani. Arapul lua apoi plasa și nici n-apucă bine să o arunce în mare, cu o și trase plină cu cei mai frumoși pești. După ce o cufundă de 3 ori, pieri. Pescarul, mulțumit că scăpase așa de ușor din încurcătură, se bucura acum la gândul răsplății împărătești și se grăbea spre casă. Nevastă s-a l-aștepta cu nerăbdare. De cum văzu luntrea de departe, găti o masă bună ca omul ei să prindă puteri noi după muncă. Ce pescuit binecuvântat, zise ea, când pescarul ajunse la mal și l-ajută să descarce peștele. Să știi că am avut mare grijă de tine. Împăratul a trimis de 2 ori să întrebe când te întorci. Mi-a fost tare greu, dragă nevastă, dar cred că împăratul va fi mulțumit. Pescarul își așeză uneltele și după masă se culcă îndată ca să se scoale în zori să meargă la palat. Împăratul începuse chiar să se cam teamă că îi va lipsi la ospăț cel mai bun fel de mâncare și se arătă mulțumit când pescarul îi aduse dimineața pești așa de frumoși. Îl răsplăti cum se cuvenea și îi dădu drum. Pescarul, vrând să-i facă nevestii și o bucurie, îi cumpără o fustă frumoasă. Femeia rămase uimită. Fiindcă te-ai gândit la mine cu atâta dragoste, trebuie să-ți dau și eu o veste bună, îi zise ea, cercetând voioasă fusta. Și destănui că dorința lor de ani de zile e pe cale să se împlinească. Dar pescarul nu se bucură pe cât se așteptase nevastă sa. Amintindu-și de cele întâmplate în ajun, abia acum înțelese ce a vrut arapul să ceară de la el. Ca să nu mai amărască pe biata femeie, bărbatul nu-i spuse nimic și se stăpâni, ascuzându-și mâhnirea în adâncul sufletului. Curând se apropie sorocul și nevasta născu un băiat. Era atât de drăgălaș încât luându-se cu el, pescarul uita uneori de supărare. Peste puțin, copilul se ducea cu taicăsul la țărmul mării. Acolo aduna scuici frumoase de pe mar. Când se făcu mai mărișor, ajuta la împletitul plaselor și se veselea adesea când aducea mamei pește pentru gătit. Așa trecură de 2 ori câte 7 ani, dar pescarul nici nu-și dădu seamă. De fericit ce era că avea un copil atât de vioi, uitase de arap. Arapul însă nu era atât de uituc. Într-o dimineață, nevasta pescarului își chemă zadarnic băiatul la mâncare. Crezând că o fi plecat la pescuit, îl întrebă pe bărbatul, dar nu știa nici el nimic. Alergă iute afară să-l zărească, dar până departe, roată împrejur, nici urmă de băiat. Abia acum se gândi pescarul la arap, începu să se vaite și să se învinuiască singur că nu și-a păzit mai bine feciorul. Cu mare durere în suflet, mărturisi nevestei adevărul. Bieții părinți plânseră amarnic, dar pe băiat nu-l mai văzură. În schimb, arapul pusese în coceaba lor o pungă mare plină cu galbeni. Nu-i dă dură cu piciorul, deși înțelegeau că-i plată josnică pentru copilul lor mult iubit. Departe, hăt departe de căsuța pescarului,
era sub pământ un castel de aur în care trăia o domniță vrăjită din calea afară de frumoasă, dar neagră ca tăciunele. Umbla vorba că odată a văzut-o un mare vrăjitor și s-a îndrăgostit de ea. Fata însă l-a respins, iar el, ca să se răzbune, a prefăcut-o în arăpoaică. Avea să rămână așa până în ziua când o va îndrăge un tânăr care își va părăsi casa părintească pentru ea, îndurând tot felul de necazuri. Și răul încă n-ar fi fost atât de mare dacă la oaltă cu ea n-ar mai fi fost vrăjiți și alți oameni de pe tărâmul celălalt. Ce să facă? Cine avea să o scape de acolo? Într-o zi, domnița se plimba plângând prin grădină. Pe neașteptate, se apropie de ea un pitic din cei mai mici și o întrebă de ce plânge. Domnița se opri și se uită la omulețul acela ciudat. Și fiindcă îi vorbise cu mare bunătate, îi povesti mâhnirea ei. Nu te amărâ numai pentru atâta lucru, zise piticul după ce o ascultă până la sfârșit. Dacă e vorba doar de un tânăr, las că-ți găsesc eu unul care să te scape de vrajă. Dar ce o să se întâmple de nu-i placi și nu vrea să rămână aici? Ei, atunci nu o să mai am nicio nădejde și o să mă liniștesc. Iar pe urmă ai să mă iei pe mine? Întrebă piticul. Pe tine? Se miră domnița, plecându-și privirea spre omuleț. Cum adică? Îți par așa ca de caragios? Temându-se să nu-l supere și să-și piardă astfel și cea din urmă nădejde de scăpare, domnița îi răspunse cu prietenie. Dacă mi-aduci un tânăr, iar tânărul nu o să mă iubească și nu o să vrea să rămână aici, atunci fii sigur că te iau pe tine. Îmbunat, piticul făgădui totul domniței și plecă. El era arapul care îl înșelase pe pescari. Acum știți cât a trebuit să aștepte domnița, dar nu i s-a părut prea mult. Pe tărâmul celălalt, anii treceau mai repede și ea rămânea mereu tânără. Într-o zi, piticul se ivi iar. Îndeplinindu-și făgăduiala, îi aduse tânărul dorit. Nu-l luase cu sila, ci l-a demenise atât de dibaci, până când băiatul pornise el de bunăvoie. Radovid, că așa-l chema, se minună de castel, deși pe acolo toate erau ca și pe pământ, doar că lipsea marea. Castelul, numai și numai de aur și tare frumos împodobit, îți lua vederea că bătea soarele. Și acolo răsărea soarele, dar când pe pământ era noapte, acolo era ziua și dimpotrivă. În jurul castelului se întindea o grădină, unde niște drăgușori, cum nu mai văzuse până atunci, se învârteau mlădioși. Mai erau și păsări pestrițe care zburau prin pomii miresmați, cu crengile încărcate cu fructe gustoase ce se aplecau până la pământ. Încotro se uita, dădea pretutindeni numai de frumuseți. Tânărul n-avea nicio treabă. Orice îi se împlinea numai decât. Nu-i deci de mirare că nu era dor de acasă. Adeseori însă își amintea de părinții lui, dar îndată ce prindea de veste, domnița venea mereu lângă el, făcea ce făcea și schimba gândul. Îi cânta cântece frumoase, îl însoțea prin grădină și povestea tot felul de întâmplări, așa că nici maică-sa nu s-ar fi purtat mai bine cu el și nu l-ar fi iubit mai mult. Și Radovid ținea la ea, cu toate că era neagră. Nici nu știau când treceau anii de atâta desfătare. Tânărul simțea doar că o iubește tot mai tare și nu mai poate trăi fără ea. Zburau zilele numai în plăceri. Dar, odată, domnița a văzut că iubitul ei e întunecat la față. Întrebându-l ce are, Radovid îi răspunse. Știi ce dragă mi-ești, așa că-mi vine greu să-ți spun ce vreau și iartă-mi rugămintea. Eram singurul copil la părinți, mă iubeau ca ochii din cap. Niciodată nu mi-am dat seama ce pierdere a fost pentru ei plecarea mea. Abia acum înțeleg și mă doare în suflet că m-am gândit atât de puțin la ei și nu le-am dat nicio veste despre mine. De aceea îngăduiem să mă duc odată să văd ce mai fac, apoi mă întorc la tine pentru totdeauna. La vorbele acestea, domnița nu se bucură. Oricum însă nu putea să nu-i asculte rugămintea ca toate să se îndeplinească pentru scăparea ei. Bine, mă învoiesc, dar trebuie să îmi făgăduiești un lucru de care atârnă fericirea ta și a mea sau nenorocirea noastră. Și Radovid o încredință că îi va îndeplini dorința. Atunci i-ai zise. Nu ți-e îngăduit să spui nimănui, oricine ar fi, unde ai fost în vremea asta. Nu ți-e îngăduit să spui că ai nevastă și nici să făgăduiești alteia dragostea ta. Dacă te ții de cuvânt, ai să te poți întoarce și o să fii fericiți. Iar de nu, ai să fii nenorocit. N-ai să mă mai vezi niciodată și pentru mine nu va mai fi nicio nădejde de scăpare. Sună apoi de trei ori dintr-un corn de argint și piticul se ivi înaintea lor. Dulpe Radovid, de unde l-ai luat?
Îmbrățișându-și încă o dată iubitul, domnița îi dădu un cord de aur zicându-i: amintește-ți vorbele mele, iar când ți-or fi dor, sună din cort și piticul te va aduce la mine. Domnița intră apoi în odăile ei de aur, în timp ce Radovid, însoțit de pitic, se îndrepta spre meleagurile pământene. Pe drum era atât de îngândurat încât nici nu băgă de seamă pe unde îl purta piticul. Nici nu-și venise bine în fire că și ajunseră la țărmul mării, unde se afla căsuța pescarului. Acolo piticul îl părăsi și pieri. Tânărul îi întrebă pe cei din cocioabă ce s-a făcut cu pescarul. Ehei, flăcăule, e plecat de câțiva ani. Acum locuiește la oraș într-o casă frumoasă și are bani mulți. Cum i-a câștigat, nu știe nimeni. După răspunsul acesta, Radovid porni spre oraș. Aici oamenii îi arătară minunata casa fostului pescar. Pe atunci nu era ca acum la tot pasul câte un birt și oricine se bucura de oaspeți, iar cărătorul îndrăznea să bată și la ușa celui mai sărac om. Știa că nimeni, chiar de-o fi fost nevoit să se împrumute, nu l-ar fi lăsat să plece flămând. Fără să mai stea pe gânduri, Radovid intră la tatăl său și ceru găzduire. Bătrânul pescar, ajuns boier bogat, îl primi prietenește și îl pofti la masă. Radovid era flămând și se nimerea cum nu se poate mai bine. Când intră în casă, o văzu pe maică-sa lângă o fată cu care se purta ca și cum ar fi fost fiica ei. Se așezară cu toții la masă și se ospătară povestind multe și mărunte. Pe vremea aceea nu se obișnuia să-ți întrebi oaspetele cum îl cheamă și ce meserie are. Așa că nimeni nu află numele străinului. E copila dumitale? O întrebă Radovid pe mamă-sa arătând fată. Da, copilă de suflet. Am avut și noi un singur băiat pe care l-am pierdut când avea 14 ani. Și cum s-a întâmplat? La ce bun să mai vorbim acum? E o poveste prea dureroasă. Și l-ați mai cunoaște de s-ar întoarce la voi? Da de unde, răspunse mama. O fi crescut înalt, cam ca dumneata. Ai chicit, măicuță. Eu sunt feciorul tău. Părinții scoaseră un țipăt și-i săriră de gât sărutându-i frumosul obraz. Fata de suflet răspândi vestea în toată casa și cât ai clipi, se strânseră cu toții să vadă fiul bunului lor stăpân. Era o bucurie pe care vorbele n-o pot spune. După ce se mai liniștiră, părinții îl întrebară unde a fost și ce s-a întâmplat cu el până atunci. Tânărul însă nu uitase ce-i făgăduise iubitei lui și nu le destăinui nimic. Îi rugă să fie mulțumiți că s-a întors acasă. Câtă vreme bătrâna mamă credea că băiatul ei s-a pierdut, era resemnată și liniștită. Dar de îndată ce îi se ivi feciorul sub chipul acestui tânăr falnic, începu să-și bată capul cu mii de gânduri cum să-l însoare mai bine. Până la urmă, se hotărâ să-i dea de nevastă pe fata luată de suflet, fără să se întrebe dacă și el o vrea. Își închipuia că trebuie neapărat să-i placă și lui. Ce-i drept, fata era ca o floare și cine o vedea o și îndrăgea. Și Radovid o găsea frumoasă și gingașă, totuși nu o putea uita pe frumoasa răpoaică. Într-o zi, bătrânul pescar, vrând să sărbătorească întoarcerea fiului său, pofti o mulțime de oaspeți la o petrecere. Fiind om bogat, primitor și având un fecior frumos și o fată de suflet și mai frumoasă, nu-i de mirare că vecinii veniră bucuroși. Casa se umplu de musafiri care se ospătară desfătându-se cu tot felul de băuturi și jucară de dimineață până seară. Radovid era foarte vesel și se purta curtenitor cu toate femeile, dar mai toată vremea și-o petrecea în preajma fetei de suflet. Spre seară se duseră amândoi în grădină și, înfierbântat de băutură, îi făcu tot felul de făgăduieli, ba chiar mai multe decât s-ar fi cuvenit. Abia rostise vorbele pe care nu trebuia să le spună și deodată își pierdu cunoștința căzând la pământ în nesimțire. I se părea că înaintea lui stă domnița răpoaică, nevasta lui. Pe fața ei, odinioară atât de surâzătoare, se întipărise acum o adâncă tristețe. Ochii strălucitorii erau plini de lacrimi. Ce ai făcut, Radovid? Întrebă ea cu durere în glas. Nu ți-e îngăduit să mai vii la mine, afară numai dacă singur ai cuteza să pleci la drum, ca să mă găsești iarăși în castelul meu de aur. Ar trebui să iei cu tine cizmele acestea de fier. Dacă într-adevăr mă iubești atât de mult încât să treci peste toate piedicile, atunci vei putea să mă scapi și vom fi mai fericiți ca oricând. Altfel vei rămâne toată viața un cerșetor. Radovid se trezi și ar fi crezut numai că a visat urât de n-ar fi văzut lângă el cizmele de fier și nu s-ar fi pomenit în zdrențe departe de oraș.
În câteva ceasuri se întâmplase o schimbare neînchipuită. Până mai adineaur era respectat ca un prinț și se bucura că stă de vorbă cu părinții lui și cu fata cea frumoasă. Iar acum, pentru cele câteva vorbe rostite, trebuia să îndure o asemenea pedeapsă. Se mai gândi la tot ce s-a întâmplat, blestemându-se că nu s-a păzit să n-ajungă a gusta băutura aceasta amară. Din clipa aceea își visa mereu iubita, amintindu-și fericitele zile petrecute împreună. Radovid se hotărâ să o găsească, chiar de-o fi să cutreiere toată lumea în lung și în lat. Plecă la drum, iar cizmele de fier pe care nu le putea încălța, le legă una de alta și le aruncă peste umăr. În răstimp, sărmanii părinți nu știau ce-i cu feciorul lor de-a pierit din grădină, dar fata de suflet le spuse tot ce aflase de la el și cum s-a mistuit dintr-o dată de lângă ea. Așteptară cu toții să se întoarcă. El însă nu veni nici a doua zi și nici a treia zi. Până la urmă se gândi că i-a înșelat un duh rău luând înfățișarea fiului lor și că n-a fost Radovid. Apoi, încetul cu încetul, se liniștiră, trăindu-și viața ca mai înainte. În vremea aceasta, bietul Radovid, cu povara pe umăr, merse din oraș în oraș, din sat în sat, peste munți și peste văi, până ce ajunse la o apă cu totul neagră. După ce barcagiul îl trecut dincolo, tânărul îl și întrebă dacă n-a auzit cumva despre castelul de aur. N-am auzit, răspunse el, dar de partea cealaltă e un ostrov, iar dincolo stă un uriaș care știe multe. Se prea poate să-ți spună ceva. Dând de ostrov, Radovid căută să stea de vorbă cu uriașul și îl întrebă de asemenea dacă n-a auzit de castelul de aur. Da de unde, omule, nu pot să-ți spun nimic. Dacă mergi însă de 7 ori câte 7 zile și 7 nopți, ai să ajungi la un munte. Acolo trăiește frate meu și o fi știind el ceva. Ah, nenorocitul de mine, câte mai am de îndurat până să ajung acolo? Așa-mi trebuie dacă n-am ascultat. Și tot văicărindu-se astfel, Radovid mergea mereu înainte. Drumul trecea prin meleaguri încântătoare, peste ostroave minunate, dar nicăieri nu-l ademenea covorul de iarbă să se odihnească, nici nu-i făceau poftă fructele zemoase să-și răcorească buzele și nici nu se oprea să-l desfete mireasma florilor din cale. Dorul de domnița răpoaică îl mâna tot mai departe și nu-i tădea răgaz de odihnă. După ce merse de 7 ori câte 7 zile și 7 nopți, poposi la un munte pe vârful căruia să lășluia un împărat puternic. Radovid se duse să-l întrebe și pe el dacă știe de castelul de aur. N-am auzit de așa ceva, răspunse împăratul, dar frate meu e împăratul păsărilor și o să-ți spună sigur. El își trimite solii până hăt departe și poate că vreunul din ei să-ți dea vreo veste. Dacă mai mergi de 7 ori câte 7 zile și 7 nopți, ai să ajungi la Marea Cea Verde. Dincolo de ea se întinde o pădure mare și neagră, unde domnește frate meu. Radovid mulțumi uriașului și porni mai departe. Cei drept, după ce merse de 7 ori câte 7 zile și 7 nopți, ajunse în sfârșit la Marea Cea Verde și trecu dincolo cu barcă. Pe urmă se grăbi spre pădurea neagră unde îl căută pe împăratul păsărilor. După ce îl găsi, îi pofti multă sănătate din partea fratelui său și îl rugă să-i spună ce a auzit despre castelul de aur. Împăratul chemă pe toți supușii lui și îi întrebă dacă știe vreunul de castelul de aur. Păsările se gândiră o clipă și din mijlocul lor ieși o rândunică și, îndreptându-se spre împărat, începu să ciripească. Știu eu, împărate! Ia spune-ne, pe unde ai zburat? M-am scăldat în 7 râuri, am trecut în zbor peste 7 păduri, peste 7 munți, mi-am rotit ochii și am ajuns pe urmă la castelul de aur, unde trăiește o domniță răpoaică. Auzindu-i spusele, Radovid mulțumi rândunelei, mulțumi și împăratului, apoi plecă iar la drum. Câte piedici mai întâlni în cale până trecu peste cele 7 râuri, peste cele 7 păduri, și până ce urcă cei 7 munți, e tare greu de spus. Ba chiar nici nu se pot povesti. Și totuși el nu le găsea așa de anevoioase. Cu povara cizmelor de fier în spate, mergea înainte fără zăbavă. După ce le îndură pe toate, într-o zi zări de departe castelul de aur. Nu știa cum să-l mai laude pe domnul că l-a întărit să ajungă la capătul drumului său atât de trudnic. Istovit de oboseală, chinuit de foame și de sete, intră în grădină. Acolo se așeză sub un pom și a dormit. Domnița răpoaică tocmai se plimba prin grădină.
În dreptul pomului se opri, uitându-se cu mirare la omul care dormea. Dar o cuprinse o nespusă bucurie, văzând că-i scumpul ei Radovid. Chipul era ostenit, hainele în zdrențe și trupul sleit de puteri și înțelesese că a suferit mult. Nu se putu să nu-l deștepte. Trezindu-se în fața iubitei, Radovid îi ceru iertare și îi jură dragoste până la moarte. Ea îl iertă cu dragă inimă. Se sărutară de împăcare. Abia li se atinsese buzele că fața neagră a domniței începu să se albească, iar după o clipă avea lângă el cea mai frumoasă domniță cu ochi negri. Chiar să fi rămas neagră, Radovid ar fi iubit-o tot așa de mult. Deodată se ivi în fața lor piticul. Eu, zise el, sunt vrăjitorul care te-a blestemat. Radovid a îndeplinit toate poruncile și nu pot să mai cer nimic de la tine, cu toate că aș da orice ca să te iau de nevastă. Acum alege, vrei să rămâi aici sau să pleci iar pe pământ? Dar de când se întorsese Radovid, domnița găsea că-i mai bine pe tărâmul acela și se hotărâ să stea acolo. Radovid era și el sătul de lume, așa că se statorniciră amândoi departe de toate la castelul lor de aur, trăindu-și viața în liniște și fericire și chiar până la moarte nu doriră desfătările lumii.